hotărârea Consiliului Local Bârsănești, județul Bacău, în data de 25 martie 2016. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării HCR 20 din 01.02.2016 pentru aprobarea sumelor bugetului local de venituri și cheltuieli din excedentul anului 2005 pe sursa ei pentru pășuni comunale al Comunei Bârsănești din anul 2016 și utilizarea acestora în vederea achiziționării de utilaje pentru întreținerea drumurilor agricole și pășunilor comunale. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor privind provenind din familii defavorizate conform legii 248 din 2015. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică în valoare de 100 de lei pentru reprezentarea intereselor comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar Bârsănești. Punctul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuției Consiliului Local Bârsănești la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării dreptului copilului și ale persoanelor adulte cu handicap. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea sistemului de audit public intern. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli a Comunei Bârsănești pentru anul 2016. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului contractului de prestări servicii de salubritate între compania Rompress Service S.A. București și agenții economici, instituții publice, utilizatori non-casnici. 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea utilizării și titlului gratuit a domeniului public al Comunei Bârsănești, județul Bacău, domeniul aferent a afectat de realizarea obiectivului de investiții, conducte, transport, gaze, Onești, Ierăiești. Punctul 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modelului de stemă a modelului de drapel și a zilei Comunei Bârsănești, județul Bacău. Și punctul 10. Acordarea susținerii privind campania de promovare a obiectivului de investiții modernizare drumul național DN11 Brașov-Ponești-Bacău, inițiativă promovată de domnul Olteanu Petre Cezar, consilier județean din cadrul Consiliului Județean Bacău. Da. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Da. Împotriva? Abțineri? Da. Dăm cuvântul domnului primar să prezinte primul punct cu ordinea de zi. Înainte de toate, sper că ați primit pe e-mail toată documentația și materialele necesare și procesul verbal de la ședința din 1 februarie. Se pune la vot în primul rând procesul verbal din ședința anterioară. Da. Dacă sunt de acord. Dacă sunt obiecțiune, deci dacă nu, să o punem la vot. Da, deci nu sunt. Sunteți de acord cu procesul verbal de ședința de 1 februarie? Împotrivă? Abțineri? Primul proiect este fără întrebări, vreau să plec în scoală. Da, haideți să dăm cuvântul domnului general. Haideți să mergem general. Direct la punctul... Nu, eu am venit, dacă îmi dați voie. Știți că am fost nervos la singura ședință la care am participat cu câtva timp în urmă, când am admonestat pe edilii comunei că nu sunt cunoscuți și comuna nu-i cunoscută, și am promis că voi face primul pas și voi scoate o monografie a acestei comuni. Am zis noi, asta e cartea de identitate a comunei. Împreună cu domnul profesor Adrian Dobleac și cu profesorul Roman Daș de la Onești, noi am realizat această monografie. Asta e cartea de identitate a comunei. Toți urmașii noștri și noi o să vedem că ne descoperim aici rădăcinile, vom ști cine suntem, de unde venim și așa mai departe. Eu n-am altceva de făcut și am venit astăzi că am auzit că e bună vestire, eu nu prea le-am cu sărbătorile astea, dar am auzit ieri și zic, hai că e bine, dacă aveți astăzi ședință, să vă aduc și eu această veste că a ieșit monografia. O fi veste bună pentru unii, o fi mai puțin plăcută pentru alții, pe mine nu mă interesează, noi mergem înainte și ne-am făcut datoria și lăsăm posterității o carte. O clădire, o întreprindere, să mai răstoarnă, să mai dărâmă la cutremur și așa mai departe, dar o carte și peste 100 și peste 200 de ani, când o să o găsească urmașii, vor ști cine sunt ei și de unde vin. Asta am vrut să vă spun eu, mai multe n-am. Dacă
treceți la punctul 1 și discutați, că am înțeles că aveți și ceva cu stema și cu drapelul, mai rămân și aici dacă este îngăduit. Da. Trecem direct la punctul 9. Unde proiect de hotărâre pentru aprobarea modelului de stema, modelului de drapel și a zilei, și a zilei comune Dulsănești, județul Bacău. Cartea o să o lansăm, îmi cer scuze, pe data de 22 aprilie. O să vă invităm pe toți cetățenii comunei Dulsănești care pot veni. O să avem invitați și din afară, de pe la județ și de pe alte părți, mai ales din mediul intelectual din zonă, pentru că noi credem, am mai văzut multe monografii, sunt localități cu pretenții, localități mari, municipii, orașe care nu au așa ceva. Și o să o prezentăm ca să știe lumea că și la Bârsănești sunt oameni care se mai apleacă spre cultură, spre știință, spre istorie și altele. Îmi cer scuze că am intervenit. Când am pornit și proiectul pentru stemă, drapel și ziua comunii, tot în legătură cu domnul general și cu domnul profesor și consilier Dovleag, am colaborat și împreună cu o firmă de heraldică care se ocupă și specializată pe domeniul, pe acest domeniu, am plecat în primul rând de la monografia comunei, de la identitatea comunei noastre și cred că domnul Dovleag are ceva pregătit material să ne spună un pic în detaliu. De unde vin simbolurile care sunt? Permisiunea noastră, dau citire raportului, care se vrea ca o notă de fundamentare asupra stemei, drapelului și zilei comunei Bârsănești pe care ne gândim să o sărbătorim. Deci, localitatea Bârsănești este atestată documentară în 15 martie 1629, pe vremea domnitorului Miron Barnovski, atunci când Gaftoana dăruia o ocină, adică o moșie, lui Vasile, feciorul Ieremiei, unul dintre ei, unul dintre martori, fiind și Dumitru Țăul și Savul Ot Bârsănești, de la Bârsănești. Desigur, atestarea unei localități se constituie într-un reper cronologic, existența istorică a localității fiind cu mult anterioară menționării, pierzându-se negura istoriei. Pentru localitatea noastră, atestarea târzie, în secolul XVI, a Bârsăneștiului, poate fi considerată o lacună, o scădere istorică, în condițiile în care localitățile vecine își fac intrarea în istorie mult mai de timpuriu. De exemplu, satul Poiană este atestat pe 29.6.1400, iar Brăteștiul pe 8.9.1436. Etimologic, putem considera că numele comunei este legat de o ocupație ancestrală a românilor, mai ales a celor care au locuit și locuiesc în zonele de deal și de munte, respectiv păstoritul. Dicționarele indică două variante, ambele ducând la aceeași concluzie. Fie fac trimitere la țara Bârsei, fie se referă la o calitate a speciei ovine, ca având lână lungă și aspră, similară cuvântului țurcană. În cazul nostru putem considera că numele localității ar proveni de la un eponim bârsan. Variantele acestuia, întâlnite în documentele vremii, sunt specifice regiunii noastre și duc la înrudirea semantică cu localitățile vecine. Astfel, numele propriu slavon Bârsa, care a dat Bârsăneștiu, este echivalent cuvântului maghiar Borza, care a dat Borzești, și a săsescului Berza, care a dat Berzunț. Așadar, locuitorii comunei noastre, uneori numiți în documente mocani și păcurari, sunt întâlniți frecvent în documente, ca o categorie socială prosperă, cu un statut economic aparte, recunoscut de domnie și răsplătit cu privilegii economice și fiscale. Pornind de la aceste considerente istorice, la inițiativa domnului primar și în virtutea unei hotărâri de guvern din numărul 25 din 2003, care obliga unitățile administrative la adoptarea stemelor localităților, s-a lansat proiectul elaborării unei steme proprii și caracteristice Bârsăneștiului. Parcursul adoptării este unul aproape standardizat. Astfel, stemele trebuie să conțină elemente care simbolizează tradițiile istorice, realitățile economice și social-culturale locale specifice. Elementul comun tuturor localităților rurale reprezintă coroana murală cu un turn crenelat, element ce indică rangul de comună. Parcursul legislativ care reproduce metodologia de elaborare și folosire a stemelor în conformitate cu legea precizează. Elaborarea proiectului stemei se face cu respectarea strictă a normei științei și artei heraldice și a tradițiilor românești în domeniu, pe baza metodologiei stabilite de Comisia Națională de Heraldică, Genealogie și Sticilografie Academiei Române. Astfel, proiectul stemei poate fi realizat de autoritățile administrației publice locale prin mijloace proprii și de către graficieni heraldici abilitați. După elaborarea acesteia, Consiliul Local adoptă o hotărâre de însușire a proiectului stemei, apoi aceasta se trimite unei comisii județene special constituite în vederea analizării conținutului acesteia.
Mai departe, proiectul STEMEI trece pe la un birou zonal al Comisiei Naționale de Eraldică, se trimite și apoi se trimite Ministerul Administrației Publice, care elaborează proiectul de hotărâre și nota de fundamentare a acesteia, apoi fiind supus apoi aprobării Guvernului. Descrierea STEMEI în viziunea inițiatorului proiectului cuprinde următoarele elemente. Un scut, în interiorul căruia, pe fond verde, ocupând toată partea centrală, se găsește un cap de berbec impozant, frontal, făcând referire la ocupația de bază a locuitorilor comunei, Oeritul. Deasupra acestei, la una din ocupația de bază a locuitorilor comunei, Oeritul. Deasupra acestui cap se găsește stilizat un mănunchi cuprinzând 5 spice de grâu, simbolizând cealaltă ocupație majoră, agricultura. În partea inferioară a scutului apare un râu stilizat de culoare gri, întocmai ca un brâu, făcând trimitere la cele patru râuri care străbat cele patru sate ale comunei și mai ales la Caraclău, care înseamnă Pârâul Negru, în traducere. Deasupra scutului se găsește o coroană murală cenușie cu un turn crenelat, simbol administrativ al comunei. În proiect se prevede și adoptarea unui steag pe care să fie atașată stema. Culoarea predominantă a acestui este galbenă, în partea stângă, dinspre lance, aflându-se trei benzi de culoare verde, dispuse vertical, de grosimi variabile. Proiectul stabilirii zilei comunei considerăm a fi indicată pentru stabilirea zilei comunei data cea mai veche a testării a unei localități din comuna noastră. Astfel, pentru comună, data de 8 septembrie 1436, reprezintă certificatul de naștere a celui mai vechi sat atestat, Brătești. Este vorba despre un act emis de Iliaș Voievod în promovirea Suceava, prin care boierul Balea Popescu este numit cu patru sate, respectiv Tazlău, Topănești, Brătești și Doctana, pentru slujba credincioasă arătată datului voievodului Ștefan. Această dată are meritul de a aduce cât mai în trecut viețuirea străbunilor pe aceste medale. Totodată, providențial, data de 8 septembrie reprezintă pentru calendarul bisericesc sărbătoarea nașterii Domnului sau Sfânta Marie Mintea, în satul în care trăirea autentică ortodoxă a dat și prima patră monahală a comunei. Menționăm că această dată este crezută și ca alba mănăstirii din satul Caracol. Da, acum să prezentăm exact variantele care s-au plecat de la prima variantă, fiind bine, că era patra variantă de care, în studiu care mi le-a propus cei de la heraldică. Era doar capul de berbec, după aia s-a venit cu agricultura, după aia se pune și un râu care se simbolizeze toate râurile care trec în zonă și în principal cu râul Neru din Caraclău, de unde vine și denumirea. Dacă sunt discuții... Da, am eu ceva, dacă permite. Adrian, te rog, dacă rămâne pentru istorie documentul, poate ai citit greșit, 1626, nu 29. Nu, 1626. Ai citit nou. Ai mai citit secolul 16 în loc de 17. Eu vă spun, nu ca să fac observații, dar dacă apare și rămâne în document. În plus, când mergeți să fundamentați tot ceea ce ați spus, vreau să vă spun că tot ce este pe propunerea pe care o aveți în față, în legătură cu stema, noi avem experiență destulă și am ancorat totul în această carte. Când veți merge la aprobări pe unde trebuie, pe la minister și peste tot, să le oferiți cartea, pentru că stema este chintesența conținutului cărții. Deci când apare verdele ăla, nu întâmplător apare verdele, pentru că am scris în carte cât la sută reprezintă pădurile în comună. Când apar spicele alea, nu întâmplător, pentru că noi avem altitudine de 200 de metri pe malul Tazlăului și suntem una din comunele care are cea mai mare declivitate pe o distanță foarte mică, pe 12 km maxim de la vârful Vatala de la 980 și cât are, și până pe 12 km în linie dreaptă până la malul Tazlăului, este o diferență de nivel de 700 de metri. Nu prea există localități în România cu toate aceste forme. Relieful nostru este ca un anfiteatru natural, cu partea de sus și coboară treptele anfiteatrului. Iar tot ceea ce vedeți acolo, că Florentin, de ce să nu vă spun, m-a consultat pe mine când a vrut să facă treaba asta. Și să nu vă uitați să creadă cineva că e un cap de berbec. Moldova ce stemă a avut? Capul de bouri. Pentru că totuși, ca să-ți aprobi, trebuie să fie ancorat și să fie argumentat științific. Ori această monografie argumentează suficient. N-are nimeni cum să vă întoarcă de la București după ce votați asta, pentru că cei de la heraldică n-au cum să fie mai deștepți ca noi, că noi le arătăm de unde vin toate aceste propuneri.
Asta am vrut să vă spun și vă mulțumesc pentru că mi-ați îngăduit. Da, alte discuții. Mulțumesc, domnul. Da, domnul Petru. Spune-mi că dacă pierdele simbolizat pădurii și pășurile, vreau să vă spun că în zona Ardelei, drumul care merge prin sat, tot datorită exploatării de păduri s-a făcut. Și mulți cetățeni au trăit ani și ani de zile, având ca ocupație de bază exploatarea lemnului. Deci, muncitori în industria forestieră, cum era pe timpul lui Ceaușescu. Și mi-era fric că nu-i prins și pădurii, ca fiind pistemă. Deci, verdele fiind păduri și pășuni. E bine. Deci, supunem la vot prima dată varianta de stemă. Da. Care este pentru? Aceea mai bun, sunteți de acord cu stema? Împotriva abțineri? Varianta 6. Da. Apoi drapel. Sunt variantele de drapel. Bine, variantele de drapel sunt mai simple, că sunt cu numele localității sau fără numele localității. Părerea mea este că e fără nume, nici un steag nu are numele trecut neapărat. Și am ales exact aceleași culori, să păstrăm culorile care au fost folosite și în celelalte parte, să nu facem... Da, sunteți de acord cu varianta 6 sau discuții? Varianta. Împotriva, abținere? Varianta asta are numărul de numărul. Deci varianta fără text, cu ea mai mică decât varianta de o variantă mai mare. Mai mică, da? Da. Deci, stema... Iar ziua comune, care este al treilea punct din proiectul de hotărâre, am pus să fie 8-a-9-a, pentru că e prima atestare despre locuitorii zonei, care este despre Brătești, mai exact, 8-a-9-a-1436. Și eu zic că e o zi și cu însemnătate, fiind și o sărbătoare. Am înțeles că e eram la mănăstire, dar organizează ceva... Nu se organizează dimineața, nici într-un cap. Păi, la mănăstire, până la 13, se ocupă la majoritatea. De obicei, dar... Sunt 400-500 de persoane care vin acolo, domnul Vice și domnul Blănaru știe. Vin în toate părțile, este ceva organizat cu jandarmerie, cu... și dacă coincide, caracolul nu se facă parte. Asta se dar ce vă împiedică să organizați zilele comune din când în când la mănăstire, pe platoa? Nicio problemă. Da, să vă împiedică ceva să face zilele comune la mănăstire? Deja nicio problemă, este foarte frumos. Am spus că dacă se organizează la Răsănești, nu participă toate sale. Iar intervin și îmi cer scuze. Îmi cer scuze. Foarte multă lume și istoricii mai ales se ocupă de problema asta. Și se laudă, domnul Cezar este cunoscător, domnul Oteanu, întâmplător și noi doi ne cunoaștem foarte bine, suntem foarte buni prieteni, am auzit acum că vine și nici el n-a știut că eu sunt aici. Pur și simplu întâmplare, sunt bucuros pentru asta. Ce se întâmplă? Fiecare, băi, noi suntem mai vechi decât voi, noi suntem de asta. Și eu întâi mă gândeam să vă propun 1626, atestarea Bârșăneștiului. Dar de ce să zic ăla din Poiana? Stai-mă puțin! Că uite, noi am descoperit, noi suntem la 1400, a spus Adrian. De ce dacă noi avem Brătești la 1436? Mai e un aspect, îmi cer scuze că am mai intervenit. Dacă vă uitați în această carte, toți se lăudau pe aici cu descoperiri arheologice, pătrășcani, nu știu care, Tisești, nu știu ce. Iată și găsiți aici oale și resturi și nu știu ce, din epoca sau etapa cu Cuteni și altele, de ce? Nu știa lumea. Veți citi prin aceste figuri și vedeți. Vișoara Măstacăn. Nu știa lumea și toți credeau că Bârșăneștiul nu are nimic, nu e adevărat. Au zis arheologii Vișoara că ei veneau de acolo, pe dealul Măstacăn, care ar aparține Bârșăneștiului, la Brătești, unde a avut și Gheorghe Sion moșie, unde a avut Alexandrii moșie, și toți ziceau că la Vișoara. Nu, domnule, sunt în comuna Bârșănești aceste descoperiri, pe care o să le vedeți, că am pus directorul muzeului de la Onești, care e cel mai mare specialist pe valea asta, o să vedeți aici. Și deci, Vișoara Mesteacăn, o să găsiți, este în comuna noastră. Deci, iată, și de asta am zis, hai să fie cea mai veche atestare documentară. Aici sus,
la Brătești, între Brătești, la dealul Mesneacăn, a fost o localitate, a fost un sat din epoca de piatră, sat acolo. Eu am călcat pe acolo. Este o pivniță a uriașilor, acolo s-ar putea să descoperiți, am spus domnului primar, este pivnița uriașilor, cum intrați pe dealul pivniței, dealul ăsta este cum intrați acolo și în stânga sunt aia, Miron sau cum îi cheamă casele astea. Acolo de desubt este o pivniță care are adâncime de cel puțin 6 metri, care are lungime de 20 de metri, care există încă din antichitate și acolo s-adăposteau ai noștri cu două ieșiri și când treceau popoarele migratoare spre Târgu Ocna, că nu era drumul Treonești, ăștia ieșeau cu arcuri, cu săgeți, îi ucideau și intrau și se ascundeau. Iar dealul pivniței poartă denumirea de la pivniță. Această pivniță este pentru prima dată semnalată într-o carte, într-un dicționar, la 1891 la noi. Și am spus, săpați acolo, pentru că s-ar putea să faceți o zonă turistică la care noi nu ne așteptăm. S-ar putea să găsiți acolo arme, s-ar putea să găsiți monede, că veneau grecii și făceau comerț și multe altele. Dar nu vreau să vă monopolizez discuția. O să auziți mai multe la lansarea cărții. Am scris despre pivnița uriașilor în carte și cartea nu va arăta așa. Va fi copertată, cartonată, cu anvelopă, va fi ceva de un design extraordinar. Da, îmi cer scuze. Scuze-mă. Da. Alte discuții? Da, de ziua putem face la frățile în deal acolo, fiind aproape de sat. Un terenul de fotbal. Avem și terenul de sport, avem și sursă de energie, pentru că la mănăstire... Da, la mănăstire nu ai sursă de... Problema e că ziua este lungă, iar... Deci într-un caz, festival am fost la majoritatea zilelor comunelor. Cam după 3 începe peste tot. Da, da. Acum numai să se organizeze. Da. Eu acum 7 ani, știți bine că am organizat acolo zilele care vreau, domnul general a participat, mi-a chiar prezentat un pic istoricul. Și cred că a fost destul de bine, în general, atunci. Da, vezi că am scris despre asta, la cum fi o ideea cu care să-l găsești, nu? Bine socială, bine socială. Păi da, acolo un punct de întâlnire. Bine ați organizat la centru, așa se face. Dar poți să organizezi într-un altul, în felul, în altul, în felul. Bine, apărat, în acela lucru permanent. Ne ziceți că e important să organizăm. Am pus, uite, mergeți la Târgu Ocna și vedeți. La Târgu Ocna seara sunt zilele organizate, prin parc. La Târgu Ocna mereu... Noi stabilim de bea doar ziua, 8 da. La 9, și după aia vedem dacă o să, și, să se organizeze. Dacă așa, că de discutat că e bine, că nu e bine, dar da. Nu organizăm nimic până la urmă, tot degeaba îl pune. Bine e să fixăm data. Da, 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 e fixată și după aia vedem după aia. Da, alte discuții? Sunteți de acord? Ești anumat. Împotriva abțineri? Da. Da. Ce dată? O luăm punctul 1, nu? Nu, sau punctul 10. Trebuia să fac cu terminat și punctul 10. Domnul consilier. Și să mergem o dată amândoi. Excelență, mai așa. Dăm cuvântul domnului Cezaru Bolteanu pentru a ne prezenta punctul 10 la ordinea de zi. Trebuie să mulțumesc domnului primar. Pentru că a răspuns apelul făcut de mine pentru a participa la ședință. Este un atribut al primarului, care, conform legii 215, poate invita consilieri județeni să participe la ședință pentru a prezenta anumite subiecte. Motivul pentru care am vrut să particip la ședință, să vă prezint o campanie de lobby pe care am inițiat-o pentru modernizarea drumului DN11. Drumul național care face legătura între Brașov și Bacău prin Onești, care este și drum european. Dar, după cum arată, vă dați seama că acest statut de drum european nu este atribuit așa în mod necorect, necorespunzător. De ce am inițiat această campanie de lobby? Pentru că am ajuns la concluzia că nu avem soluție pentru infrastructura noastră. Ori infrastructura este cea care
determină dezvoltarea economică a comunităților. Cineva foarte plastic asemăna rețeaua de drumuri, rețeaua de infrastructură, cu rețeaua de vase a unui țesut organic. O rețea de calitate aduce creștere economică, dezvoltare economică, una de proastă calitate generează stagnare economică și chiar aduce tensiuni economice și sociale. Nu este o noutate faptul că infrastructura determină dezvoltarea economică și socială a comunităților. Pentru că tot pomenea aici domnul general și am și văzut în monografie cât am putut să-mi arunc privirea, încă de pe timpul romanilor se știa acest lucru. Știți foarte bine că romanii, când cucereau un teritoriu, aveau grijă să facă imediat drumuri și poduri. Așadar, este esențială calitatea infrastructurii în raport cu calitatea vieții noastre. Orice investitor, înainte de a gândi o investiție, primul lucru pe care îl analizează este calitatea infrastructurii. Și astfel găsim explicația pentru care noi, băcăoanii și moldovenii, trăim în cea mai săracă regiune din Europa. O infrastructură de proastă calitate. Plecând la această constatare, am început demersurile referitoare la acest drum, care este vital pentru noi, pentru că leagă regiunea noastră, comunitățile noastre, de Moldova, din Moldova, de Europa și de, în cazul comunităților noastre, Ionești, Băsănești, toate cele aflate pe traseu, de capitala de județ. Primul pas pe care l-am făcut în demersurile mele a fost să mă interesez care este statutul acestui drum, care sunt intențiile administratorului drumului și m-am adresat CNADR-ului. CNADR-ul mi-a comunicat că există un studiu de fezabilitate pentru modernizarea drumului încă din 2008. Al cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobați în 2009 pentru o hotărâre de guvern. Valoarea lucrărilor pentru modernizarea acestui drum se ridică la 796 de milioane de lei, aproximativ 175 de milioane de euro. Ce înseamnă modernizarea, vă să spuneți? Pentru că numai cârpelele astea care se fac așa și care vedeți că nu țin nici măcar din primăvară până în toamnă, nu sunt suficiente. Modernizarea, pentru cei care circulați mai mult, înseamnă a aduce drumul la condiția pe care o are drumul de la București spre Bacău, prin Bacău spre Iași. Este un drum național modernizat. Nu este un standard european, este un drum național modernizat care înseamnă o infrastructură pentru un trafic greu, foarte greu chiar, o lățime de 2-3,5 metri, acostament de o parte și de alta de 1,5 metri. Apropo de acostament, cei care mergeți pe drumul spre București, să știți că nu e voie de mers pe acel acostament. Poliția ne poate amenda. Nu o face, pentru că cred că nici poliția nu știe. Acum am constatat, interesându-mă de subiect, pentru că nu are portanță suficientă, capacitate portantă. Aia e bandă de refugiu. E o bandă de refugiu, nu mai accidentați să folosești. Sigur, dar toți îți dau flash-uri dacă nu intri pe ea. Exact, exact. Da. Cei care dau flash-uri ar trebui amendați. Păi da. Deci spuneam, asta înseamnă modernizarea. Din păcate nu sunt bani. Deci noastră, guvernanții noștri, toți, fără deosebire de apartenență politică, au cum se cheamă, sub presiunea ciclurilor electorale, investesc banii în alte lucruri decât în infrastructura care este vitală pentru viitor și pentru dezvoltare. Ca să vă dau un exemplu, care le știți și dumneavoastră, sunt sigur, dar eu le-am coagulat, așa să zic. Pentru stadioane, la Cluj, Craiova, Târgu Jiu, Alexandria și Turnu Mărgurene, s-au alocat din
de la bugetul de stat 75 de milioane de euro. Comparați noastră câți beneficiază de cele stadioane, mai mult de câteva sute de mii de oameni nu sunt, și câți ar beneficia de un astfel de drum modernizat. Milioane. Suntem cei care, a căror existență depinde de calitatea drumului ăsta. Pentru că tot pomeneam de romani mai înainte. În 10 ani de când au cucerit, după ce au cucerit Dacia, romanii au făcut o rețea de drumuri de 4.000 de kilometri. În 10 ani, dacă vă puteți închipui. Drumuri care dăinuie și astăzi. Sunt porțiuni care dăinuie și astăzi. Cei care au mers de la Orșova la Herculane, este o porțiune care se suprapune cu drumul roman. Mai mult de atât. Chiar așa se cheamă. Chiar așa se cheamă, da. Mai mult de atât. În 2 ani au făcut 500 de kilometri de drum imperial. Drumul imperial de atunci este echivalentul autostrăzii de astăzi. Deci au reușit să lege Zobeta Turnul Severin de pe malul Dunării, de fapt Zobeta Turnul Severin e mai târziu apoi capul de lumină, Zobeta de Podolisul, în județul Sălaș, cetate din județul Sălaș. 500 de kilometri de drum imperial. Noi n-am fost în stare să facem în 10 de ani 500 de kilometri. Deci asta spuneam care este diferența de abordare în privința investițiilor în infrastructură. Cum spuneam, m-am interesat la CNAPR, am aflat toate datele acestea și mă gândeam, zic, domnule, odată cu masterplanul general pentru transport, va fi inclus și drumul ăsta, pentru că este vital. Iată că, odată când s-a elaborat masterplanul general pentru transport, am constatat că drumul lipsește de DN11. M-am adresat iarăși DNR-ului, care mi-a spus, domnule, nu mai este în prioritățile noastre, odată cu aprobarea masterplanului. Fără să spun explicit, dar așa, sugerând că odată ce au prevăzut acolo autostradă Brașov-Bacău, n-am mai avea nevoie de drumul ăsta. Ori, chiar dacă ar fi autostrada, un drum, o variantă, tot ar trebui să existe, pentru că, să spunem, în situații accidentale, când se blochează autostrada, trebuie circulat undeva. Mai mult, dar pe lângă asta, închipuiți-vă că de pe autostradă nu se iese așa ușor. Pe autostradă de la Brașov la Bacău ar fi 3 ieșiri, cred eu. Așa după cât intuiesc eu. Una pe la Reci, pe acolo pentru Sfântul Gheorghe. Ar mai fi una la Onești și Bacău. Dar și de pe autostradă trebuie să ajungi. Pentru Gheorghe. Nu știu, probabil. Am spus-o pe aia, da. Sfântul Gheorghe pentru Mecălăciune. Sfântul Gheorghe Rece, da. Sfântul Gheorghe. Sfântul Gheorghe și la Târgu Secuiesc pentru Mecălăciune. Hai să zicem, mai ești acolo, da. De pe autostradă, de pe autostradă trebuie să mai ajungem și la Vâlsănești, trebuie să mai ajungem și la Hilegiu, trebuie să mai ajungem și la Sădulen, nu? Deci toate astea ar trebui, existența acestui drum este, zic eu, se impune cu necesitate. Și din aceste motive, așa, mai avut un motiv. În cel mai optimist scenariu, după masterplanul general pentru transport, această autostradă se va realiza în 2030. Ori până în 2030 noi trebuie totuși să ne mai mișcăm. Și atunci am inițiat această campanie de lobby. În mod simbolic, deci campania ce urmărește de fapt? Urmărește să conștientizeze la nivelul beneficiarilor și utilizatorilor acestui drum, necesitatea modernizării lui și pentru a obține sprijinul acestora ca apoi să mergem către administratori, către responsabilii infrastructurii la nivel național, să-i determinăm să includă acest proiect de modernizare în programele lor de imediate de finanțare. În mod simbolic am început această campanie în prima zi de după aprobarea bugetului pentru 2016. După cum știți, bugetul pe 2016 s-a votat în 15 decembrie 2015. Pe 16 decembrie, printr-o conferință de presă, la Onești, am lansat această campanie de lobby, care presupune trei direcții de acțiune după categoriile de beneficiari și de utilizatori a căror susținere o solicit. Prima a fost
lansarea și postarea unei petiții pe un site specializat, petiționline.com. Acolo strâng semnături de la toți cei care vor să, să susțină această campanie de modernizare a drumului. Am semnături acolo inclusiv din Noua Zeelandă, inclusiv din America. Nu vă dați seama că nu sunt niște cetățeni neozelandești care s-au gândit. Sunt de-ai noștri care au ajuns acolo și care înțeleg necesitatea acestui demers. Apoi, o a doua categorie de beneficiari și susținători sunt comunitățile. Și aici mă adresez, vin și mă adresez reprezentanților comunității, adică dumneavoastră, cum am venit astăzi, ca prin susținerea noastră, iarăși să convingem pe dirigătorii infrastructurii de necesitatea implementării acestui proiect. Și a treia categorie sunt oamenii de afaceri, antreprenori, la care mă adresez tot așa prin aleși, prin intermediari, mai exact prin asociațiile patronale. Asociația transportatorilor, asociația operatorilor din turism, de fapt toate asociațiile patronale, toți oamenii de afaceri sunt afectați într-un fel sau altul de calitatea drumului. După ce strâng toate semnăturile astea, îmi propun să ajung, că trebuie să ajung la primul ministru, care va fi acela, pentru că demersul durează și estimez eu că abia la sfârșitul anului probabil voi termina toate de a obține sprijinul tuturor. Mizez și pe sprijinul politicienilor care vor candida prin noiembrie, pentru că știți, atunci ei sunt generoși când au nevoie de voturi, da? Ne caută, dacă nu întrebăm noi de ei, vine și ne caută. Și sper că la sfârșitul anului știu eu, poate dacă reușim să valorificăm și faptul că există un fiu al băiei totușului, este foarte aproape de primul ministru actual. Dacă nu știți, este un domn Bucur care este ministru pentru relația cu Parlamentul din Dofteana și să ajungem la primul ministru să-l convingem. Deci, intenția mea este ca pentru bugetul din 2017 acest proiect să fie inclus în buget, cu posibilitatea de a fi realizat în anul 2018, așa spune în petiție, atunci când se sărbătorește centenarul Marii Unii, să fim legați cu Europa și să, în primul rând să fim legați provinciile istorice între noi și apoi cu Europa, cu un drum de calitate. Acum, eu aș vrea să dau citire petiției, după care, dumneavoastră, dacă sunteți de acord, o semnați, o susțineți, asta în calitate de consilier. O puteți face și în calitate de cetățeni, accesând de site-ul de care vă spuneam, petitionline.com. Dați o căutare pe Google în care, cu mențiunea modernizare de N11 și imediat vă trimite către acea petiție. Dacă nu dați răspuns, a fost în primul Brașov. Da, s-a terminat. Corpul ăla cu restricții de 16 tonii. S-a recepționat, în sfârșit. Banii care s-au luat de la toți șoferii nu se pot aduna înapoi la acest drum. Milioane de șoferi au fost amendați, cu 10 milioane, cu 5 milioane, cu 100 de milioane la drumul ăsta. Pentru că treceau pe cot, vineau de la Brașov și nu se mai întorceau înapoi. Domnule, îmi dai amenda cât vrei. Nu mă mai întorc înapoi. Banii ăștia nu se pot aduce pentru modernizarea drumului. Acum banii ăștia nu sunt așa de mulți. Sunt mai mulți bani care vedem de rovinete. Așa este, cum spuneți dumneavoastră. Este drum, la rovinete. Să vă răspund că am revisat și chiar așa mai nu mai serios am propus să fie inclus pe lista monumentelor din județul Bacău. Monumentul Sfidării, CNADRR. Este, dacă vă ați reținut, v-a sărit în ochi, la Sândulene, acolo, la cantonul Zumarilor, acel suport pentru camerele video care verifică dacă noi ne-am plătit rovineta. Deci, exact un începe, cea mai dezastroasă porțiune din drumul ăsta, taman acolo au pus rovineta. De asta am zis eu că e un monument al sfidării ce ne-a devenit. Da. Și aș vrea drumul care vine din Odesa, aici la Isar Mereu, cui a fațării?
Nu, aparține primăriei. Municipiului. Municipiului. Da. Oricum, grad mare de desfințuire are primăria. Au avut bani să-l modernizeze, toate ardealul, dacă te duci în ardeal, fiecare oraș, când intri în oraș, drumul este făcut. Numai la noi, la Onești, avem porțiunea aia de 5-6 km care vai de capul ei. Că așa e. Asta nu este reparat pentru că cine de mereu avea până la vedea. S-a oprit acolo. Dacă ar fi fost tot al lor, asta este regula, acolo drumul de naționale. Asta a fost concluzia primarului de Românești. Comunităților locale pe teritoriul lor, în municipii și orașe. Acum, aș vrea să vă dau citire petiției. Așa, măcar formal să îndeplinim acest act. Deci, petiția se numește Cere modernizarea drumului DN11, E574, Brașov-Onești-Bacău. Scuzați-mă, trebuie să-mi pun ochelari. Nu mai sunt chiar atât de tânăr. Deci, destinatar, primul ministru al Guvernului României. Domnule prim-ministru al Guvernului României, observați că nu am personalizat-o pentru că nu știm cine va fi prim-ministru când ajungem noi cu petiția, cu tot dosarul. Ne adresăm în numele a sute de mii de băcăoani și a milioane de români a căror activitate și existență sunt afectate de calitatea drumului național DN11. DN11 sau 574, pentru care și rang de drum european, este un drum național care leagă municipiul Brașov de municipiul Bacău pe traseul Brașov-Onești-Bacău și are o lungime totală de 179 de km. Drumul național DN11 este una dintre principalele rute de legătură între Moldova și Transilvania, fiind parcurs zilnic, conform datelor statistice, de 3.500 până la 8.000 de autovehicule. Iar pe anumite porțiuni, numărul acestora depășește cifra de 16.000. Acolo, de la Reci, pe Brașov, pentru că vin despre Miercurea, despre Sfântul Gheorghe. Camioane de mare tonaj ce transportă mărfuri în și dinspre Europa de Vest, autocare cu turiști care vizitează Poiana Brașov și cetățile Transilvane sau mănăstirile din nordul Moldovei, autoturisme cu români sau străini pe care interesele cotidiene îi determină să folosească acest drum, au parte de experiențe din cele mai neplăcute. Gropi de toate dimensiunile, fisuri longitudinale sau transversale, porțiuni de asfalt vădurit, parapeți căzuți sau lipsă, segmente de șosea surpate, poduri cu termene de exploatare expirate, iată elementele definitorii pentru întreg traseul, dar cu precădere pe porțiunea Onești-Bacău. Starea precară a acestui drum solicită autovehicule și șoferii, punând în pericol viața pasagerilor, intervențiile curente ale drumarilor nereușind să-l facă circulabil nici măcar din primăvară până în toamnă. Singura soluție viabilă pentru un trafic sigur pe drumul național DN11, drum care nu a mai fost supus unei reparații capitale de decenii, este aducerea acestuia la standarde actuale, adică modernizarea. Modernizarea DN11 va conduce direct și la creșterea competitivității produselor manufacturate și furnizarea de servicii, atât în economia comunităților pe care le străbat, cât și a întregii Moldovei. Știm că există un studiu de fezabilitate a cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin hotărâre de guvern încă din anul 2009. Dar odată cu apariția masterplanului general pentru transport, modernizarea de neușcă a dispărut din preocupările dirigătorilor infrastructurii rutiere românești. Este evident că această atitudine față de problema comunicațiilor rutiere dintre Transilvania și Moldova condamnă la izolare pentru o bună perioadă de timp locuitorii acestei părți de țară, tocmai în preajma momentului istoric al sărbătoririi unui drag de la Marea Unire. Noi, ca băcăoani și moldoveni, apreciem intenția Guvernului și a Parlamentului României de a include în masterplanul general pentru transport autostrada Brașov-Bacău. Dar plasarea acestui obiectiv pe poziția 10-a ca prioritate, cu perspectiva finalizării acesteia în anul 2030, impune modernizarea urgentă a drumului național DN11 Brașov-Onești-Bacău. Domnule prim-ministru al Guvernului României, noi, semnatarii petiției, băcăoani, moldoveni, turiști, transportatori, antreprenori, simpli cetățeni, vă cerem să tratați modernizarea DN11 ca pe o prioritate și să faceți toate diligențele necesare ca la 1 decembrie 2018 Moldova și Transilvania să fie legate printr-o șasea modernă, demnă de secolul 21. Mulți o să spun, cred că nu o să am succes. E posibil. E posibil să nu am succes. Dar dacă nu încercăm, nu reușim. E posibil să ieșuăm, dar tot așa de bine e posibil să reușim. Sperăm. Mulțumesc pentru atenție. Dacă mai aveți întrebări, vă stau la dispoziție cu mare plăcere. Vă rog. Rândul nostru. Avem o situație deosebită cu transportul local la firme Atic.
ești pe raza întregii comune, își desfășoară activitatea. Da. Noi am mai apelat, eu chiar eu personal am sunat și la ei, la Târgoviște, de vreo 3 ori, am vorbit chiar cu cei din drept, promisiuni peste promisiuni, dar atât. La ce mă refer? Starea tehnică a mașinilor este deplorabilă. Mașini care te uiți pe dedesubt, se vede, intră praful de dedesubt, este gaură în plafon. Legate cu sârmă, uși care nu se deschid. Se deschide una, Doamne ferește, de un accident. Se blochează ușa din față, n-are lumea cum ieși. Pe urmă, subdimensionate, dă niște microbuze la 40 de oameni, care oamenii stau ghesuiți. Și vedem câte cazuri, câte accidente se întâmplă în ziua de astăzi, și având în vedere și starea tehnică, este în pericol viața cetățenilor. Urmă, nerespectarea programului orar. Avem aici domn profesor Petcu, care face naveta, și să spun el de câte ori a ajuns după începerea orilor la școală. Ajunge mașina pe la 8:30, pentru că au mașini puține, nu corespund numărul de mașini cu care a licitat, și le trimite pe aceleași mașini și face nu știu câte trasee. Noi, la rândul nostru, o să vă trimitem o petiție semnată de locatarii satelor și rugămintea să ne susțineți, în Consiliul Județean. Poate este obligația mea, ca și Consiliul Județean, să fac lucrul ăsta. Acum, nu cred, dacă e ștampilul, dacă nu ieși un ștampil, poate bine. Dar sunt semnăturile care sunt mai importante. Ștampilele, ați observat că nu se mai folosesc. Electronici. Da, nu se mai folosesc. Mai important este semnătura. Asta este unică până la urmă. Ștampile putem face cât lumea. Era de moștenire de la sovietici cu ștampile de cât mai mult și mai mari. Da. Dacă îmi permiteți, pentru că e prima dată când particip, aș vrea să vă cunosc pe fiecare parte. Eu o să stic să văd care este fiecare din consilieri. Așa mai știu dintre dumneavoastră, pentru că suntem aici aproape vecini, Oneștiu cu Bățăneștiu, mai avem activități comune, sau am avut activități comune. Doamna Găman Maria, așa să numă. Domnul Gavriliu Daniel. Bucătarul Viorica, dumneavoastră. Așa numă, da. Stan Mihaela. Dumneavoastră. Iftime Florentin, da? Două întrebări aș vrea să puneți la CNA DNR. Câte camere sunt pe traseu? Una singură pe traseu. Asta de la noi? Atât. Și de când este pusă, câți bani s-a dat în amenzi? Da, putem. Întrebarea asta... Numai din amenzi ar face drumul ăsta, părerea mea. Nu, să nu ne facem așa iluzii. Exagerăm. Da, dar... Am plătit de vreo 3-4. Nu, dar e important și suma asta, că deja este o sumă, adică ne-ai pus camere să nu taxezi, ajută-ne să ne facem drumul. Cea mai importantă sumă este din colectarea rovinetei. Oricum, ce v-am spus eu acolo, sunt două tabere. Tabra lui Sfântul Gheorghe, Covazna, și tabra Bacău. Deci în partea de asta era de Bacău, era de... amendat pe aceștia care ziceau încolo, Sfântul Gheorghe amendau care vineau. Și era câte, stăteau câte 7-8 zile. Nu! Și vă dați seama că vineau 20-30 de tiruri într-o oră, intrau acolo, toți îi băgau la rând și până unul scria procese verbal, nu reușea să scrie. Da, și până îi lăsa să treacă, pleca de acolo 2-3 zile, iar mai dădeau un buf, iar mai dădeau un buf. Așa e. Iar să s-a ținut drumul ăla atât de scris în la de-a Domnul Istorie? Aici, prezent. Noastră. Așa, domnul Blănaru? Yeah. Noastră. Toma Ion? Chialfă Florin Viorel. Poenaru Mariana? Aici. Ilie? Lipsește. Ilie. Petcu? Ne știm. Burnite Florin? Aici. Da. Și Dobleaga Adrian. Da, mă bucur să vă fi cunoscut. Nu mai singa pe mine. Da, în general, ne știm de multă vreme, mai și colaborăm în anumite privințe. Da, ce să vă spun? Acum se sfârșește mandatul ăsta. Probabil pentru mandatul viitor, și dumneavoastră, la fel se schimbă și dumneavoastră, mandatul
Trebuie avută mai multă grijă cu transportul ăsta local. Cei de la Târgoviște sunt o problemă pentru întreg județ. Ei au câștigat licitația. Cum au câștigat-o, asta este, nu suntem noi responsabili de cum au câștigat-o. Păcat că nu își fac treaba, din câte am înțeles... Nu e contractuale la finish. Da. Cine a câștigat licitația utilajului bunii noi, de ține la ea acolo, județului, și la Moldovenul medica de obicei, presturi. Nu, și dacă ne uităm și la alimente, tot restul vine la Moldoveni. Așa suntem noi născuți. Da. Mergeți în Ardeal să vedeți ceva pus la punct tot, din punct de vedere transport, din punct de vedere alimentație, din punct de vedere apă, din punct de vedere drumuri. Nu vorbim de Ardeal, că Ardealul e înaintea noastră. De ce? Pentru că la conducerea României, la guvernarea acolo, au fost toți din Ardeal. La noi mai puțin. La noi au fost pe vremea lui Ștefan cel Mare, când le-a dat voie la ăștia să câștige o bucată de pâine ca lumea acum. Cum se întâmplă? Au un spirit comunitar mai puternic, sunt mai solidari. În cazul noastră, constatam că vorbeam mai înainte de investițiile în sport. A fost prim-ministru Boc. A dat 15 milioane de euro pentru a termina stadion. Tot în vremea lui au început lucrările la sala de sport. A plecat din funcția de prim-ministru Boc, a venit Ponta, i-a dat și Ponta lui Boc bani. Pentru că cei de acolo la Cluj s-au înțeles între ei. Pentru obiective comune nu mai există dispute. Pe când la noi începem să ne mâncăm unii pe alții. Au început o dispută. Pe unde se treacă autostrada? Sterilă. Pe unde se treacă autostrada? Să fie Brașov, Bacău prima sau Târgu Mureș și Iași prima. Și se bat cei de la Iași cu cei de la Bacău. În loc să aibă o poziție comună, să gândească care ar fi mai bun pentru toată Moldova, nu pentru unul din județele astea? Și așa trebuie acționat. Poate o să învățăm acum. Așa ne trebuie, până când nu suntem aci, noi nu învățăm. Poate o să învățăm acum, pentru că, de fapt, nouă ne trebuie ambele autostrăzi. Dacă suntem băieți inteligenți, știm să ne obținem pe amândouă. Pentru că suntem una din cele mai... Poftim? Vă spun ceva să zâmbiți. Dacă din vremea lui Ceaușescu, securitatea îi spunea lui, băi, nu mai face trenuri, că nu merge, fă-mă două autostrăzi în România, Arad, Constanța, București, Iași. Vă spun eu, că într-un an de zile erau făcute. Ei, pe vremea lui Ceaușescu, au făcut căi ferate. Au zis că duce transport greu pe acolo și au lăsat străzile. La noi ne chinuim acum de 20 de ani să avem câteva șosele făcute, autobenzi și zgata. O să vă decepționez. Dar comunismul n-a mai mărit rețeaua de căi ferate decât cu 10%. Majoritatea căilor ferate au fost făcute până în 44. Și ce s-a mărit? Mă îndoiesc. Până în 44 au fost cu creșterea, modernizare, deci construcții de infrastructură. Deci creșterea a venit din dublarea unor linii. Dar nu s-au făcut căi ferate noi. Gândiți-vă că s-au făcut la 1860 ceva se făcea București-Giurgiu. Credeți dumneavoastră că la ora actuală se făcea canalul Mare Neagră Dunăre, dacă nu era terminat? Niciodată. Nu știu, banii care s-au acolo, toți plecau, cum vedeți că îi îngrămădește fiecare. Milioane de euro furate. Dar nu aduce la buget din Marea nimic. Îi lasă, îi condeamnă, îi dă 2-3 ani de pușcării, eu un picuț din avere, deja banii îi duși. O dus România dincolo. Și acum vine, dă din umirii toți. Așa este, domnule. Da. De găsit inovați, suntem sunt poate că au pus la guvernare niște oameni care au luptat numai pentru ei, nu pentru popor. Din păcate, aveți dreptate. Da, vă poate spune domnul general de exemple din istorie care și-au pierdut averile, și-au vândut averile ca să ajute poporul ăsta. Dacă ne spune domnul general ce știe, rămânem toți blocați. Mai bine să nu-mi amintesc. Le spun unora care mă provoacă, zic, lasă-mă să mai treacă vreo 20 de ani, că atunci mi-aduc aminte, că mai întineresc. Da. Numai cât avere a avut armata. Da. În sfârșit, nu numai. Bun.
Dacă vă mai pot sta la, dacă vă mai pot ajuta cu ceva, no, nu vreau să vă... Au puncte multe aici. Ședințe, aveți ședințe. Eu vă mulțumesc că ați fost înțelegător. Eu sunt tare mulțumit că eu am un trailer care lucrez cu el și fac Brașov, Oneștiu, Bacău, m-am săturat și mă doare sufletul din drumul ăsta. Viu pe la, în loc să viu un Onești drept, mă duc la combinat, că e mai bun drumul la combinat decât din coace. Mulți, mulți gândesc ca tare și o să strici și la. Vă urez succes în continuare. Mulțumesc. Când începe organizarea, atunci poate să... Da, pe domnul Cezar Oteanu o să-l vedeți la lansarea cărții, pentru că nu o să ne refuze, că nu poate să ne refuze. Pe 22 aprilie o să mai discutăm și noi. Da. Mulțumim că ne-ați cântat o carte de asta. Păi o să ocup certificatul care a fi frumoasă, va costa 80 de lei. Va costa 80 de lei. Nu, am zis gratis. Nu, nu, cum pentru că știți, numai noi știm câți bani de Adrian, nu aia știe câți bani a cheltuit din buzunarul lui, se ducă pe la arhive, pe la București, pe banii lui, uite, și tace, nu zice nimic. La revedere! O să pe data de 22 vă invităm la lansare, va fi standul de cărți, și fiecare de aici își regăsește înaintași. Fiecare va găsi ceva acolo despre bunică, despre soacră, sa, vădeșterea de ciobabă care trăiește 117 ani. Dacă mă știți, se poate baba acolo, e pus certificatul de moarte. La revedere! Nu-i baba în cap. Da. Păi... chiar dacă s-a semnat petiția, trebuie să mergem, cum, să mergem cu, pe pas, cum ar veni. Mergem. Sunteți de acord cu petiția, nu? Absolut. Cu primul punct. Împotriva abținerii. Primul punct. De acum începem cu primul punct. Ne întoarcem la ordinea de zi. Da, ne întoarcem la ordinea de zi. Începem cu primul punct. Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne prezenta primul punct după ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării HCR 20 din 01-02-2016 pentru aprobarea sumelor bugetului local de venituri și cheltuieli din excedentul anului 2015, sursa E pentru pășuni comunale ale Comunii Bursănești pentru anul 2016 și utilizarea acestora în vederea achiziționării de utilaje pentru întreținerea drumurilor agricole și pășuni comunale. După cum ați văzut în documentație ce ați primit acasă sau pe e-mail, s-a modificat un pic. Nu putem achiziționa banii oricum trebuie cheltuiți pentru destinația izlavul comunal. Bun, da. Acum banii nu s-ar putea face un podet, un drum de curățat în afară din mașinalitos. Deci aceia sunt destinați numai pentru pășuni. Și ceea ce este necesar întreținere pășunilor. Pășuni și întreținerea pășunilor. N-ai voie. În momentul când ai deviat, îi scoți din buzunar și îi dai înapoi. Cum? Ce faci cu mașina de tine? Sunt din pășunile, ăla spun de iarbă, gazon. Avem și terenul, inclusiv izlazul poți să până la urmă... A scos vitanșa, dar vitanșa nu, cum să nu corespunde pentru izlazul. Vitanșa e gunoiul și împrăștii ca și am văzut în Germania, am văzut în Ceoslovacia lucruri de astea. Vitanșa duce gunoiul, face barbotajul și împrăștii pe izlazul. Eu aș vrea să iau vitanșa, ce părere? Punem una, facem alta. Oricum mai rămân niște bani care am zis că o să-i folosim tot pentru întreținere drumuri agricole și inclusiv ăsta, teren de sport. Domnul Georgescu, în achiziții sunt niște coduri. Ca aici. Așa. Așa. Codurile alea îți permite, de exemplu, pentru pășuni, sunt anumite coduri. Deci spune, pentru tractor, pentru plug, pentru tot. Ce se întâmplă? Vitanșa nu se încadrează în codul ăla care ai putea să faci ceva pentru pășun. Aia e toată treaba. Restul se încadrează. Și lama, și tot. Singurul care nu se încadrează e vitanșa. Vreau 100% să ia vitanșa. Da. Eu am ideea de vitanșa. Vitanșa este băgată mai mult pentru... Aia o putem lua dacă chiar se dorește. Putem face un proiect. Oricine din Consiliu poate să facă un proiect de hotărâre și să luăm nu e complicat să luăm o vitanșa. Dacă problema e că la vitanșă trebuie găsit inclusiv unde o descarci, aprobări, este complicat. Da, aici un tractor prevăzut cu freză. El a fost deja votat de data trecută, tractorul. Da, pentru freză de zăpadă, da. Le-am enumerat. Eu n-am văzut, eu știu de mașini. Sunt și tractoare. Sunt și tractoare, votate cu freză, atât în față cât și în spate.
Da, o să aibă o freză adaptă cum se, care se prinde la el. E un utilaj separat freză. Exact cum e lama de zăpadă, așa e și freza, să prinde el. Ca la combina are o chestie, trage zăpada și o aruncă. Alea au fost deja votate. Singura modificare este doar s-a scos vitaj. Deja. Banii ăștia, 325.000 banii din, care, din 2009, aia care... Păi nu bani, da, aia care, așa, care, putem, foarte mult care putem cheltui acum... Numai pentru pășuni, pentru agricol. Bun. Repararea terenului de sport din Jăravăț, de acolo, întreținerea lui, mai e acolo teren de sport? Da. Eu nu cred. De ce zice? Păi, dar eu am fost acolo și am văzut cum și acolo la, și la Marul. Ăla este... Nu. Păi da, iară, de ce? Pentru că am dat dispoziție să are, trebuie păi, să și atunci ăsta mai există, e teren de sport. Păi nu, dacă să înseamnă gazon acum. Ăsta trebuie făcut din nou, ca să semne cât de cât al teren de sport. Nici ăla de la Caraclău nu mai seamănă toate teren de sport. Deci... Păi ce înseamnă teren de sport? Înseamnă că putem să-l arăm, să-l sămânăm din nou, dar nu înseamnă că dacă s-a arăt... Reamenajare, dacă îl reamenajăm acum, cei ce îl reamenajează se duc acolo și fac ce-o făcut în Jăravăț. Adică azi l-au făcut, din mâine a început să foie. Țava, ce-a fost acolo, poarta, tot așa. Acolo s-au cheltuit niște bani. S-au cheltuit bani mult stare și acolo. Eu știu ce s-au cheltuit și nu e bani, nu e nimic. Le-au fost chestii electorale. Ăsta s-au făcut într-o, la un ajun unei campanii, nu știu de în ce an. Ălaltul la Caraclău i-a făcut de domnul de pe la Bacău, tot înainte, a fost inaugurat chiar cu în luna din campania electorală. Așa și acolo... Dar de furat nu s-a furat electoral. Nu electoral, nu. De furat s-a furat... S-a furat sistematic, da. Și așa că... Eu nu știu dacă... Bine, Caraclău nu s-a furat. Deci este plasă... E partea din spesat, o distrus-o copiii sau o capia, dar nu-i furat nimic. La Caraclău este... Nu, deja Ravăța. La Caraclău problema... La Caraclău nu arată teren. Problema la Caraclău... Stâlpii, mai un pic să duc jos. Stâlpii, cum s-a îndreptat vremea, cum i-am îndreptat și ei. Și doi, terenul nu corespunde statului. Păi, domnul Stan a susținut examen din care... Băi, lipsește să-l aduci în Pihlebenciu, băi, și să păzească da. Pădurile. Deci au fost doi... Serios acum. Da. Doi care a fost pus și pe internet. Știți, cu omul ăsta n-am nimic, deci cu persoana asta nu am nimic, nici personal cu el, nici cu nimeni de aici. A scuipat. O dat jos din autobuz. Aduce-mi el, dar nu de treburi personale, dar sunt lucruri... Păi hai să aducem hoți aici. A venit și a depus dosar, a susținut bun. Noi. Și lungul Iulian nici nu a fost primit. Lungul Iulian nici nu a fost primit. Eu nu știu cu ce principiu a ajuns domnul Stan aici așa. Deci din 3.000 de locuitori aici au ajuns domnul Stan. Iulian, nu. De Georgescu, vorbim de fapte, nu de vorbe. Deci dacă nu și-a depus, singurul care și-a depus a fost Stan și cu Adrian. Atât. Bun, așa, și atunci dacă unul nu trebuie 2 inși sau 3 inși? Nu contează și eu nu vin sunt la 2 inși. Și unul dacă este și se încadrează în punctajul în care este, deci, dat de lege care spune că se depășească 50 anume. De exemplu, între Adrian și el a fost o diferență destul de mare. Asta știu, nu se pune probleme. Evalua cineva treaba asta? Da, domnule, să vă putem pune la dispoziție toată documentația de examen. Dar cum să nu evalueze? Din punct de vedere profesional? Tractorul ăsta mare. Domnule, nu profesional. Să spun că este și din punct de vedere al legii. Au făcut tot ce i s-a dat. Are atestat? Cum? Da, domnule, este calificat în mecanic, terasamente și escavări. Intră și tractorul mic. Oricum, deci nu am nimica personal, pentru că nu este vina dumnealui. Dar la ce-au făcut în comuna asta cu autobuzul, vă spun cinstit. Deci, dar nu-s personale. Păi v-am spus, să-l aduce și pe domnul Hrebenciu, că aici așa-l pune în paznic la păduri. Nu că-s personale a lui. Potim? Dar nici eu n-am nimica personal, dar oricum, nu... Vă spui că pentru ce a făcut în comuna asta, nu merită. Dar ce vreți să faceți în timp cum a făcut? Haideți să terminăm cu ordinea de zi. Florin, hai să terminăm. Ce să ținem, dacă este așa, cum? Nu realitate. Nu-i frumos dacă a făcut
așa. Păi nu este frumos. Păi asta zic și eu. Păi e o instituție. Băi, Florică, hai să terminăm cu ordinea de zi și după aia la... Dacă eu am venit, mereu am spus la ședință. Domnule, ce? Eu n-am spus de start. Dar aici primăria nu e nici a lui tata, nici a lui mama, nu e a nimănui. Este o instituție publică în care se respectă legile, iar noi, ca virgulă, consilieri, fiecare ce atribuții are aici așa, dăm cu presupusul că domnul sau eu. Păi mă duc și fur milioane și eu și vin încoace să vedem. Deci, dar nu știu, bine, de acord, dar un pic, nu ne uităm așa un pic și la persoană. Deci avem nevoie de, aici de hoț sau de serioș? Omule, dar cum vă vedeți, ce vezi? Florine, cu toate și faci care nu trebuie să-i faci. Uite, pentru chestia asta, v-am dat-o judecată. Dați-mă judecată, scriiți acolo și ajung în judecată. Nu noi, eu, ca persoană. Nu contează. L-ai prins furând? Nu să faci o persoană dacă nu știi care-i treaba. Dar nu sunt o proprietăină. Au fost ele, da, deci aici fac hârtii și vă aduc aici, da. Discuțiile astea nu au fost numai acum. Deci eu nu am nimic personal cu omul ăsta. Are vreo sesizare undeva? Adună o sesizare. Poftim, câte sesizări au fost făcute la adresa lui domnul Stan? Dar câte? Nu era scris. Era scris lui domnul... Deci eu din 2012 și până acum nu am nicio sesizare pentru... Nu, dar n-am văzut. Deci eu încerc scuze, nu vreau să jignesc pe nimeni. Deci încerc scuze și nu vreau să jignesc pe nimeni. Așa, da, bine, am zis aici. Dar nu e nicio problemă, doamnă, dar cum putem să facem treaba asta? Adică după ce dau un cap, ca virgulă... Poftim? N-a dat un cap la nimeni. Ba da. Ba da. Cineva nu dădea în judecată. Ba da. Deci, în momentul când spun și fac acuzațiile astea, vă spun că sunt persoane date din autobuz jos. Le-am jurat. Poftim? Dar nu are ce face, domnule. Dar ce să fac sesizare? Odată ce omul și-a prezentat și cazier și tot, nu are pătat. Nu, asta a fost cu o discuție cum de a ajuns aici. Da, asta e susținut de examen. Și-a trebuit în doar pentru susținerea unei. Și-au încheiat subiect. Oricine are dreptul să vină. Nu poți să-mi credi. Și de la București, dacă vine, este un program. Acum nu mai gândi. Nu fac la post. Nu, dar vă spun, deci copiii au lăsat la Rudubenea, pentru că în tot timpul au schimbat traseul. De câte ori au rămas copiii la Rudubenea prin ploaie? Dacă copilul meu murea, dau un exemplu, făcea o pneumonie, eu nu vin să mă cert cu noastră, doamna Gaman, că îi țineți partea lui domnul Stan. Da? Nu, dar vă spun că au mai fost discuția asta în ședință. Eu am vrut să spun că treaba noastră a primăriei a fost în felul următor. Am scos postul la concurs, s-a înscris la concurs două, trei, câte au venit, care, deci două persoane, i-am cerut toate actele care trebuie, da, conform legii. Tot. Deci începând de la vizită medicală, cazier, psihologic, tot, plus calificări și ce are el, s-a susținut un examen care examenul este conform legii, a câștigat, ce putem face restul? Nu, deci asta au fost. Deci nu-i treaba noastră a primăriei ce a făcut el personal, ce a făcut. Nu, deci nu se... Deci ca o persoană care s-a angajat la primărie, trebuie să aibă și un CV un pic, cum să spun, bine. Păi da, el în CV-ul și-a scris exact cum ne-a mutat și ce a făcut. Nu scrie că s-a certat cu tine. Da, așa, da. Haideți să trecem la ordinea de zi. Și da, discuțiile astea le mai avem pe urmă. Domnule, da, vă grăbiți? Nu, domnule, dar normal, domnul Georgescu, prima dată terminăm cu ordinea de zi. Prin ședință, terminăm cu ordinea de zi. Și după aia, să punem la vot. Eu am o rugăminte, nu ne mai băgăm unul peste altul în discuții. Că așa discutăm până dimineață și lasă a gust prost când cine vede lumea afară. Discutăm ordinea de zi și la diverse discutăm restul. Așa ne băgăm unul peste altul în discuții, nici nu știm unde am rămas la discuție și rămâne și ordinea de zi terminată ca noi. Da. Deci, la primul punct, mai sunt discuții? Păi nu v-am votat, eu încerc dacă mai sunt discuții. Pe primul punct. Nu mai sunt, punem la vot, da? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Da. Dăm cuvântul domnului primar pentru al doilea punct după ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate conform legii 248 din 2015. Este vorba de copiii
preșcolar dintre 2 și 6 ani, care o să primească un stimulent de 50 de lei pentru familie până la un anumit venit. Da, deci este legea cu grădinițele. Da. Cei ce, copiii care vin la grădinițele se dau un stimulent de 500 de, de 50 de lei. Bani sau are? Bani. 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 E gata, se duce la lucrurile. Asta... Da, da. Dacă citeați materialul, ați văzut că nu se duc. Deci spunea ceva, dar... Nu se duc la așa, pentru că orice... Nu se dă băutură pe acele etichete. Da, deci va fi... De fapt, nu-ți bani lichizezi, bonuri valorice. Etichete care poate să-și cumpere rechizite, poate să-și cumpere haine, îmbrăcăminte. Nu se poate să-și cumpere. Iar acele bonuri nu vor fi primiți. Bonul ăla, dacă îl duci... Dau un lichid, dacă îl duci la bufet, îl decontează? Nu. Normal, deci în lege așa spune că nu. Deci bonurile care... Deci prevălirii care nu are achiziții pentru elevi, n-au rechizite. Dar dacă are rechizite, poate să-i dea de rechizite ceva la adică. Păi asta... Eu asta mă întreb. Legea are și substratul de elevi. Treaba lor aceea. Da. În funcție de conștiința fiecare aceea. Bine, dar noi, pur și simplu, aportul nostru la această hotărâre este să facem documentația, că banii nu sunt. Doar de la familie din care au venit pentru că care se încadrează și la ajutor social, tot aia se încadrează și aici. De la ajutorul social, nu sta mult acolo. Bine, bine, care are... Este nevoie de muncă în comun. Păi este nevoie de muncă, da, ei se încadrează. Să îndeplinească statutul, doamna... Secretară știe, dacă nu îndeplinești... Dar nu-i pe ajutor să ceară cum se încălează. Nu îndeplinești dosarul cum trebuie. Dar stați liniștit, că acum... Deci nu le aprobă. Orice mică modificare, i-a și găsit și le trimite în științare. Avem desemnate două persoane, Gavriliu Geta și Munteanu Cristina. Ele o să depisteze în colaborare cu școala. Școala ne dă copiii care sunt în vârsta, între vârsta asta, după aia vedem că se face venitul pe membru de familie și care se încadrează, o să primească... Nu trebuie să sugere ceilalți care sunt mai serioși pentru 2-3 bețivi. Da, așa e. Deci trebuie să beneficieze. Trebuie să cuprindem noi într-o așa adițională acolo. Știți cum frecventează copiii grădinița și păi, să nu credeți că cei care vor primea cei 50 de lei, în primă fază vor veni. După aceea, iar să școala mai ales fiind copilul mic, să raportează de 2-6 ani, lăsați că cine să raporteze dacă nici educatoare nu are niciun interes să raporteze când au venit, pentru că nu și ia banul, că zice, dar cum, dacă nu ți-au venit copiii, de unde iei banii? Așa. Acolo trebuie făcute niște controle fără neanunțate, măcar de 2-3 ori pe lună, dar neanunțate. Așa. Găsim numărul de elevi acolo. Trebuia să fie 14 elevi în grupă și sunt numai 3. Așa. Bun. Care să ia 3 lipsă? Georgescu, Ionescu și Mistodi. După aceea, mai te mai duci fără să anunți așa, iar peste o săptămână, două și mai găsești încă pe Georgescu, Ionescu și așa. Da, știți că să vă spun. Deci eu am fost la ultima ședință pe chestia asta și exact ce spuneți dumneavoastră, asta trebuie să facem, avem ca în lege este. Da, dar știți cum e destul de greu de probat. Ei nu ne-a trimis situația pe azi. Azi mă duc să-i controlez. Ei încă nu mi-a trimis. Azi nu pică că trimitea, că era absent azi. El dacă n-a fost și el a pus absent, nu, dar ziceam, dacă noi putem controla, așa, da, dar cel mai bine știți cum o să se controleze? Este o adresă de la poliție prin care noi trebuie să facem o situație de risc pe toate școlile și deja s-a început, între care și primăria, și unele din măsuri sunt în următoare. Camere video. Asta a, și o să fie super. Inclusiv pe holul școlii. Și care intră în singura, asta e singura. Da. Cel mai sigur că da. Da. Și în curând, cel mai bun în mijloc. Prin absențe, prin absențe, copilul nu-și primesc banii. Da. Asta este legea. Director de școală. Cine are copii? Te prăcă că nu e primul. Da. Suntem de acord pentru că... Da. Alte discuții pe problema asta? Nu. Supunem la vot? Cine este pentru? Împotriva țineri? Chiar când ne-am abținut legii și da. Dar dăm cuvântul domnului primar pentru
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică. Punctul 3. Da, proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică în valoare de 100 de RON pentru reprezentarea intereselor comisiei locale de aplicare a legii fondului funciar Bârsănești. Mai multe detalii o să ne spună doamna secretară la acest punct. Deci mai mult decât am scris în raportul compartimentului juridic, eu nu am ce să spun. Probabil că v-ați familiarizat cu situația așa, în ansamblu. Deci în decursul ultimilor ani, respectiv perioada 2010-2015, numitul Butucaru Metulai și soția Babe Ileana și Ion au făcut repetate și insistente demersuri, reclamații, sesizări la adresa salariaților primăriei Bârsănești, membrii ai Comisiei Locale de Fond Funciar. Între cele două familii sunt neînțelegeri de la o suprafață de 229 m pătrați teren intravilan curs construcții, fiecare considerându-se titular al dreptului de proprietate. Din evidențele și documentele deținute de primărie, rezultă că acest teren provine de la defuncții Butucaru Neiordache, tatăl fraților Butucaru Neculai și Ababe Ileana, și Butucaru Ineculai, bunicul fraților Butucaru Neculai și Ababe Ileana. Iar dreptul de proprietate asupra acestor terenuri a fost stabilit prin două titluri de proprietate, eliberate de Comisia Județeană Bacău în anii 95-96, pe numele tatălui petenților, frații Butucaru Iordache, Ababe Ileana, Butucaru Ion. Subscrisa Comisia Locală Bârsănești, prin reprezentanții săi, au răspuns în decurs de 5 ani, atât la cererile făcute de Butucaru Neculai, cât și de soția Babei. De asemenea, au răspuns și solicitărilor diferitelor autorități, instanțe de judecată, poliție, parchet, prefectură, DNA. Toate relațiile au fost comunicate pe baza înscrisurilor existente în Arhiva Primăriei și ale Comisiei Locale. După ce în anii 2013 și 2014 Butucaru Neculai a formulat două plângeri penale la DNA, în urma cărora s-a dispus neînceperea urmăririi penale pentru salariații primăriei, membrii ai Comisiei Locale de Fond Funciar, în 9 noiembrie 2015 depune a treia plângere penală pentru fals intelectual sub semnătură privată și abuz în serviciu înregistrată sub numărul 507332 din 9 noiembrie 2015 la Poliția Onești. Urmarea acestei plângeri, ancheta penală este în derulare la Poliția Onești. Mai arătăm că tot în noiembrie 2015, Butucaru Neculai a făcut a șasea reclamație la Prefectura Bacău, reclamație după care mi s-a înaintat o copie și de la încării cuprins am aflat de existența dosarului penal menționat mai sus. Având în vedere faptul că situația Butucaru Neculai a devenit o problemă în cadrul Comisiei Locale de Fond Funciar Bârsănești și a primăriei, față de faptul că pe rolul instanțelor de judecată au fost înregistrate litigii de fond funciar în care a fost citată și Comisia Locală, motivat de faptul că Primăria Bârsănești nu are un compartiment juridic propriu care să asigure reprezentarea în instanță în situațiile litigioase deduse judecății la diferite instanțe judecătorești și în aplicarea prevederilor articolului 1 roman alineat 829 și articol 39 din ordonanța de urgență a Guvernului 26/2012, care dispun, pot fi achiziționate servicii de consultanță, de asistență sau reprezentare juridică în situații temeinic justificate, în care aceste activități nu se pot asigura de către personalul de specialitate angajat, numai cu aprobarea consiliilor locale, consiliilor județene sau Consiliului General al Municipiului București, după caz, pentru autoritățile și instituțiile publice locale sau pentru societățile comerciale, la care unitățile administrativ-teritoriale dețin integral sau majoritar capital social. Este necesară aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică pe această problemă. S-au purtat discuții și negocieri cu cabinet avocat Mitrița Cărcotă și costurile se ridică la suma de 100 de lei. Față de cele prezentate mai sus, vă rugăm să inițiați și să supuneți aprobării Consiliului Local Bârsănești un proiect de hotărâre pentru aprobarea de către Consiliul Local a încheierii contractului și pentru achitarea acestei sume în valoare de 100 de lei, reprezentând onorariul avocat pentru asigurarea asistenței juridice a membrilor Comisiei Locale de Funciar în fața organelor de poliție pe această plângere. Doamnă secretară, eu sunt temut să vă dau un răspuns corect la ce se întâmplă la familie. De ce dumneavoastră de la primărie, fiind și juristul primăriei, ce treabă are Ababe Ileana când ea n-are titlul de proprietate? Titlul de proprietate este pentru Ababe Ion. Ababe Ion are titlul de proprietate de 570 de metri pătrați. Detaliile astea
care le cunoaște pe Lăsariu. Dar de ce nu spuneți la instanță? De ce chemați, de ce o dată în judecata pe Ababe Ileana a făcut reclamații? Că puteți la întotdeauna. A dat acte. Acte are Ababe Ileana. Dumneavoastră credeți că noi din 2010 nu lucrăm pe acte? Am spus de 4 ore aici că în archiva comisiei locale, doamna, pe bază de roluri agricole și titluri eliberate, noi asta facem. Lăsați-mă să vă... Noi discutăm pe acte. Lăsați-mă să discut prima dată și după aia dumneavoastră mă lămuriți. Deci aici, pe terenul ăsta de 570 de metri, care există 200 și ceva de metri, m-am lipsit eu. Nu mi-a mai trebuit mie pământul ăsta. 11 ani m-am judecat cu omul ăsta. Ia nu ne mai trebuie pământul ăsta. Pământul ăsta e meu, nu e al lor. Și eu n-am vrut. Am vrut să-i dau lui o urtie. N-am, că suntem vecini, ne-am împăcat. Ia deci de la mine o urtie și spune că iată, că ți-l-ai cumpărat de la mine. Că de aici e tot litigiu și e balamul cu ăsta. Butucarul Nicolae are acte vânzare-cumpărare, da? Ababe Ion are un titlu de proprietate. Ce treabă are Ababe Ileana? Așa i-am spus și lui, băi, ce bași tu femeia la înaintare, că n-are titlul de proprietate. Dar ea este moștenitoarea lui Butucarul. Pe restul, doamna secretară, doar vorbesc limba română. Da, da, Butucarul Ion și Ileana sunt soți. Sigur. Deci ei sunt proprietari aceliași? Nu, doamna secretară, acolo să nu te stindem. Locuința lui Iordache Butucarul, cu 1000 de metri pătrați. Deci ideea care este să nu... Care e problema? Ideea să-i spuneți la avocat, că eu sunt de acord cu ce ați propus dumneavoastră, să-i spuneți la avocat ce vă spun eu. Doamnă, cereți de la Bârsănești, că noi vă dăm, și este adevărat, nu sunt minciuni, Ababe Ion are 570 de metri pătrați, îl dăm deoparte, Butucarul Neculai are averea lui Iordache Butucarul, curs construcție, plus 1000 de metri. Cunoaște. Sunteți de acord? Și restul împărțiți-l, frate, dragă, în trei. Dar nu ai cu cine, pentru că ei, pur și simplu, nu știu altceva din 2010 decât să se judece și să bage și Comisia Locală la mijloc. Dar Comisia Locală n-are cum să o bage ăsta, Ababe Ileana, doamna secretar. Eu aș vrea să scot. Ababe Ileana n-are suprafață de 229. Ababe Ileana n-are voie să... Și nu-i poate nimeni lămuri, că e acord. Cu toate expertizele judiciare și extrajudiciare. Păi, nu a venit expertiză deci, de la Bacău, a venit din mine. A venit domnul Ojoc, cu toată comisia acolo. Nu i-a dat. Eu spun, băi, mai mult de 570 de metri nu-ți dau. Atâta pot să-ți dau, că asta spune legea. Deci Ababe Ileana degeaba spune că a făcut reclamații. O împins-o el, dar Ababe Ileana n-are drept să facă reclamații. E atât are, 570 de metri, moștenirea cei revenit de la părinți. Ce atâta vâlmășal acolo și atâta balamuc între ei, unde e și primărie, unde e tot. Păi cu ei, nu cu voi. Dacă eu am discutat cu dumneavoastră, eu n-am interes să discut cu ei. Asta e treaba primăriei. Da. Mergeți la primărie vă pune la mare. Pe mine? Eu cum să nu mă duc? Mă duc, domnule, eu nu... Ce vă spun acum, eu spun și în fața instanței și dacă nu mai am considerat, nu-l las. Eu vorbesc pe acte, eu nu vorbesc fără acte. Poftim? Nu, domnule, acolo are, el are un teren, băi, ăsta, Butucarul Neculai, o depistat, astea, metri ăștia pătrați, 291 de metri pătrați, 220 de metri pătrați. Și ăsta vrea să-i ciuculească acum de acolo, că s-a lui, dar în realitate nu s-a lui. Pe mine duceți-mă la instanță, că eu îi lămuresc și pe președinte, pe toți îi lămuresc cu prezența lor. Mai sperăm să nu se ajungă la instanță. Poftim? Ajung la instanță. Așa ar trebui. Bun. Deci da. Sunteți de acord? Sunteți de acord? Da, da. Domnul primar, să dăm cuvântul domnului primar să prezinte punctul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuției Consiliului Local Bârsănești la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării dreptului copilului și ale persoanei adulte cu handicap. Consiliul Local este obligat să contribuie undeva la, cu 35% din cheltuielile de întreținere a persoanelor cu handicap. Noi avem... Celor instituționalizate. Avem undeva la 5 persoane care sunt în diverse centre din zonă. Și pentru ei noi trebuie să alocăm o anumită sumă. Ați primit și documentația. 35. Oricum, an de an facem asta. An de an plătim niște bani pentru... Deci de la stat se alocă o sumă, dintre care 35% trebuie să contribuim noi. Din suma.
Da, discuții? Deși cheltuielile par mari acolo pe persoană și funcția ați văzut de da, unde da, sunt situați la Onești, la Târgu Ocna, la Ungurin, da, da, la Dărmănești, așa, diferă suma plătită acolo. Zicem noi că e mult, dar dacă ne gândim și la tratamentele care da, se fac doar acolo, că ăștia chiar au probleme, probleme. Așa, nu mai știu, nu, și la, în condițiile de astăzi, când ați văzut cât îți scumpe medicamentele astea, mai ales care sunt speciale, nu că nu-i mult. Trebuie și bine că nu mai fac necazuri prin sate și că... Așa. Acum e problema, brătiștenii știu, e unul și de la Brătești, băieșul ăla, ăla chiar are probleme psihiatrice sau copiii nu s-au mai putut ocupa de el și au găsit o găselniță din asta și să-l interneze ca scape de el, ca să n-aibă probleme. Este băieșul, Buieșul, sau cum zice, Buieșul Ion, Florin. Al copiilor, Băieșul, care are, nu știu câte fete, 3, 4, 5 fete și un băiat. Dar bătrânul? Bătrânul, da. Are un copil la acolo, nu, da. Dar el, bătrânul e bolnav sau copil? Păi, eu asta trebuie. E vorba de copii. Cine? E bătrânul, Băieșul Ion. Și copil de-a lui e bolnav? Nu de la noi. Da. E vecin de-a noastră acolo, de asta știe, îi știam. Nu știu că e acasă, nu știu care e bolnav. Am văzut baba și duce, ia țigări. Băiatul și băiatul a murit. Băiatul pare că dacă nu a murit. Sau cred că s-ar putea băiatul. Și băiatul era cu probleme. Da, era cu, da, handicap. Nu, băiatul Ioan din satul Brătări m-a spus la 1961. Da, 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 da. Băietul, da. Nu, dar și el e născut în 61, deci e destul de atât. Doamne ferește, să fie acolo cu el. Bătrânci, băi, și acela-i copil? Da, băi, să prudăm tatăl, copiii. Da. Alte discuții? Nu. Spune la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Dar Sandu Ileana din Bărțănești, cine e domnul? Și asta e bătrână, 58, are 50. Sandu Ileana, cine? Păi măsar trebuie să știu mai bine că... Cine-i Sandu Ileana? Sandu Ileana avea și... Dar poate nu-i de aici. Dar poate nu-i de aici. Cât să vedeți? Sandu Ileana din Bârsănești. Păi dar toți sunt din Bârsănești. Toți sunt născuți în Bârsănești, Bârsănești, Bârsănești. Aia e mai în vârstă, are aproape 80. Nu știi cine. A, știi, este. N-am fost să le știi de cunoaștere. În 58. Are 57 de ani. Și e drăguța de ea, că dacă ea e instrumentul... E la centrul ăsta, la, sunt la Ungurie. Oh, Sandu Ileana al Pastram, da. Da. Cum poți să apopci eu dus-o? Bun, atunci dăm drumul la punctul 5 după ordinea de zi. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern. Fiecare instituție publică ar trebui să se angajeze ori să se asocieze într-o asociație. Formă asociativă, da. Formă. Pentru a putea să-și facă un audit intern, un control intern. Și noi acum, cine a... Da, noi am discutat și la ședința trecută cu Acorul. Acorul. Deci în Asociația Comunelor, ei au promulgat... Deci un singur auditor să fie la mai multe comune. Una, nu știu dacă la un auditor îi convine să stea singur la comună, a doua nu putem angaja noi singuri. Și e un singur auditor să, știu eu, 2, 3, 4 comune, cât poate el ține. Da. 10 comune. 10 comune, da, nu știu câte sunt exact. Și să intrăm și noi în asociația asta și... Suntem, da. Tot cu bani, dar acum, sigur o să fie. Am dat, 9 milioane vor fi 3 persoane. Asta este, e vorba de, data trecută am aprobat plata cotizației. Dar în afară de cotizație, aici, după ce da, vor fi angajate 3 persoane care vor face exact, auditul ăsta exact. Și care vor trebui să fie plătite. Da, inclusiv că în fiecare an o să crească așa cu 10% cheltuielile
inclusiv personalul salarial, 3, salarial. Inclusiv taxa asta care trebuie plătită față de... Oricum nu ne va, da, nu ne va costa atât de mult decât dacă am avea... Oricum e și obligatoriu, este și necesar și bun. E obligatoriu de ani de zile și uite că nu s-a reușit. Oricum e mai ieftin decât să angajăm. Dar este, deci, o lege ne obligă. La noi vine cineva să zică ceva gratis sau ceva cu bani. Nu, dar dacă am angajat un om... Da, tot așteptăm, așa. Are activitate și nu. Da, da, cred să facă să lețe. Mai bine. Da. Mai sunt discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Dar ziceți așa, e legală treaba, adică este așa, așa lege cu asociare și asociere cu tot așa. Dar ei au venit cu inițiativa. Bun, ei vin cu inițiativa, dar dacă e și legal... Păi da, n-are cum să nu fie legal. Tot pe baza legii au venit, că altfel îi durea la vas, că n-aveam nicio treabă. Acum mai sunt șocări. Da. Dăm cuvântul domnului primar pentru punctul 6 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești pentru anul 2016. Aici au venit niște sume, dacă ați uitat pe documentație. Da. Pentru vorba de două pentru învățământ. Pentru copiii ăștia cu pentru. Deci pentru copii, dar și pentru salarii. 119.490. Deci 21.000 pentru copii cu tichete de școală. Și 119.000 pentru salarii și cheltuieli în învățământ. Da. Spune din taxa pe valoarea adăugată. Deci astea au venit. Astea, au venit și trebuie să-i repartizăm la urmă. Da, atât de cât urmează. Discuțiile sunt? Deci, de la noi, îți veniți. Mai da. Sunteți de acord? Împotrivă? Abține? Așa. Dăm cuvântul domnului primar pentru, pentru punctul 7 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului contractului de prestări servicii de salubrizare între compania Romprest Service S.A. București și agenții economici, instituțiile publice, utilizator non-casnici. După cum știți, e o problemă cu taxa, era minim zero. Taxa era minim un metru cub, acum la ultima ședință a DIS a stabilit că se poate pleca de la 0,5, minim 0,5. Metru cub. La minim 0,5 metri cub pe societate de lucru. Până acum a fost, era la un metru. Metru cub. Deci era valoare de 1.400.000 cu TVA, adică 140. Cei care au magazinele sau instituțiile pe pământ, adică construcție cu la primul, la parter, e obligatoriu un metru cub. Nu. Și acum s-a modificat. Nu s-a modificat deloc. Cei care au la etaj e 0,5. Dacă aseară am auzit, când? Dacă s-o reveni, dacă îi trimisă, când? În două zile? Nu. Deci data de... S-a băgat punctul ăsta, punctul 10 de vinere. Deci, păi contravaloarea. Deci păi, ea a semnat contractul pe metru. Acum vine cu rectificare, cu adițional la contract și se bagă 0,5. Nu știu dacă pe ce a fost înainte, retroactiv. Nu știu dacă se dă retroactiv. Se poate, se poate. Deci ceea ce a fost pe 0, pe 1, a plătit 1, începând cu adiționalul, să spunem. Păi eu dacă am făcut contract și am achitat-o la sfârșitul anului și vine de lucrurile viitoare. La persoane e același lucru. Deci, trebuie găsit o portiță, doamna secretară, că după aia există discuții între ei. Noi nu avem nicio portiță de găsit. Este contractul, dar nici nu au negociat. Și eu tot știu de ce mi-a fost același lucru. Păi ea, să fie corect și la plătit. Același lucru. Păi da, știți, și când ești mai catolic decât papa? Deci, cu 0,5 intri cu data de 1 aprilie. Adică luna. În februarie. Asta e ideea, că a făcut contractul. O repartizează să faci niște redistribuiri. Nu mai plătește luna viitoare, ceva de genul ăsta. Asta se obicei. Asta se reglează. Da. Haideți să discutăm pe rând. Dacă... Da. Am vorbit pentru Iulie Gabriela.
știe. Deci chiar dacă a încheiat contractul, dacă rămâne la 0,5, luna viitoare o să facă ceva. Chiar să vrea să vedem luna viitoare. Deci, 0,5 este aprobat data din 3 aprilie. Bun, și cât va fi... Ok, eu am multe succedeți în oraș. În momentul în care vine primăra în preț să ridice un euro și nu are din noi, le dă un bon, 65 de lei. Că nu s-a luat din noi. Iar la sfârșitul lunii, le ia banii în funcție de... Nu. Te contrazic pentru că am 3 societăți în oraș. Deci, am o societate în oraș, firma Rompres duce să ia gunoiul, ei spun că n-au gunoi, Florentin. Ei spun că n-au gunoi și le dă un bilet cu 0 kg la gunoi. Așa. Și la sfârșitul lunii le ia banii în funcție de cât gunoi a colectat, cât cantitate de gunoi a colectat. La noi nu se poate face situația asta? Marcica, tu zici asta, dar eu nu cred că se face diferențiat Oneștiu de Helene. Eu mă refer că e firma Rompresc, dar e păi da, firma. Dar e același adis. E același adis. La societatea de-a mea în oraș, la chiar, Vila, chiar... Te țin veselele, vă dau și numele societății. Spune, să trimite-ne o dovadă. În ce dată încheia contractul? La sfârșitul martie. Cu cine nu mai fi diferență? Nu, i-a dat numai pe diferență. Că nici Ilie, ai văzut, Ilie i-au încheiat contractul undeva pe 8 sau pe 10 februarie și a plătit numai 800 și ceva de lei. 800, 80 ceva de lei. Deci eu o să vă aduc la ședința. Da, dar e diferența, ei calculează zilele. Deci asta s-a întâmplat. Ei calculează, spune, 140 de lei împărțit la 30 de zile. Vine atât. Ori câte zile a fost contractul, atât de calculat. Firma de Rompres, eu m-am întâlnit personal cu ei acolo. Ți-am spus, nu vreau să fac contrazicere cu tine. Și totul e corect. Da. E mult tare, dar nu știu. Deci e foarte mult. Dar dacă, ascultați-mă un pic, doamna Marcica, dacă nu votăm 0,5, rămâne 1. Deci avem de ales să rămână cum am votat. Rămâne metru cub. Rămâne ori 1, ori 1 metru cub. Elonă. Nu, ori 0,5, ori 1. Păi dacă nu votăm 0,5, rămâne 1. Ați văzut că am zis la ședința precedentă să fie 0,5 și deja au sărit administratorul la societăți în capul meu. Deci dumneavoastră spuneți că dacă nu votăm 0,5, va fi 1. Rămâne 1. Dacă el e aprobat, nu sunt alte variante. Am votat deja 1. Și el a aprobat 1. Acum vedeți, votăm 0,5. La o firmă de care are frizerie, cât gunoi se colectează acolo? Da, nu asta nu e. Păi, doamna secretară, este metri cubi acolo la gunoi. Normal că judecăm, dacă era ca și... Păi, ce spun? Și atunci tot plătești 0,5. Deci exact ce am specificat, domnul. Tot este mult pentru... Bun, dar are avocatul și mai rog că măcar... Dar avocatul măcar tu știi cu anumite sumă de bani, da? Deci pe data amplorii că este ea se aprobă hotărârea din 29 decembrie, aia un metru cub. Și să nu uit, de aia vreau să scriu. Deci în oraș există o oportunitate. Nu există, Marie, te contrazic 100%. Deci ea a plătit mai puțin datorită faptului că a semnat contractul la jumătatea lunii sau mai târziu. Ei au făcut în felul următor, că am văzut și factura lui Gabi. Deci Gabi a semnat contractul undeva pe 10 februarie sau 9, 8, nu mai mi-aduc aminte exact. Ei cred că au 1.400.000, l-a împărțit la 28 de zile sau 29, a avut luna. A văzut cât vine pe zi, a calculat zilele și a ieșit cu 800 sau cu 80 sau 90 de lei pe factură, că i-a dat plătit luna asta. Semnarea contractului... De exemplu, primăria. Uite, îți dau un exemplu nu, exact. Nu, semnarea contractului este valabil numai la societățile cu personalitate juridică, nu la persoanele fizice, nu? Pentru da, aia numai în societate dacă e persoană fizică. La persoanele... La asta am vrut sau... să spun. Semnarea contractului, un contract există și la persoanele fizice. De ce la persoanele juridice se ia de bază semnarea contractului, iar la persoanele fizice nu? O întrebare. Păi la persoanele fizice, tu în decembrie când ai votat că primăria prin fond special plătește gunoiul,
Iar noi încasăm banii pe urmă de la, cetățeni. Uite, vezi, asta înseamnă să nu citim la rând toate astea. Deci noi în decembrie când am votat, am votat în felul următor. Primăria, am făcut fondul ăla special, cât am băgat, nici nu mai știu, 500 de milioane, nu mai mi-aduc aminte, 50 de mii. Am făcut, am votat să se plătească la 3 luni de zile. Da, e cam greu la 3 luni de zile, cred că e cel mai poate să plătească la o lună, poate să plătească pe un an, nu e nicio problemă. Nu, la 3 luni de zile e foarte bine, dar era greșit trecut termenul, 15 martie. Consider că era mai bine să fie 15 aprilie, adică să treacă alea 3 luni, să fie 15 aprilie. Și jurnalistul este incorrect 15 martie, este chiar incorrect. La 60 de zile, dacă n-ai plătit, nu știu, după 4-5, încă 60 sau la 60, așa. În momentul în care ți-a venit hârtie, îți suspendă contractul, așa nu-ți mai ai așa. După ce te dă... La juridic. La juridic. La noi, spune să punem termenul la persoane fizice în aprilie. Dar noi trebuie să plătim de bine, trebuie să plătim până atunci trebuie... Eu vă spun că eu am plătit total. Eu mă refer la restul lui... E vrând de să plătim... Și mai e o chestie. Dacă noi le dăm termen 15 aprilie, automat că ei vor plăti de la 15 aprilie încolo. Noi de asta am dat 15 martie, ca până luna următoare să-și plătească gunoiul. Dacă nici noi nu putem, că sunt pe 3 luni, sau nu știu pe cât am pus fondul ăla, se termină. De unde mai dăm banii? Că din câte am, prima factură ne-a venit acum, e vreo 7.000 pe lună trebuie să dăm. 7.000 și ceva. 7.000 și ceva pe lună trebuie să dăm. Plătim pe lună. Am plătit pe lună. Dar am văzut, nu dat cu noi și s-au dus 65 de milioane. S-au dus la primării. Da, am observat că toată lumea oricum, că vine să plătească impozitul, plătește și noi pe tot anul. Lumea a început să înțeleagă. Chiar mulți dintre ei întrebă, dar de ce n-ai luat un beron când trebuia? Știi ce mi-a zis? Eu, dar chiar mă gândeam, ori vine, ori nu vine. Păi la persoane fizice nu-i problemă. Problemă. Avem și acolo un 5% care o să avem probleme, dar facem tot posibilul să-i... Da. Bun. Suntem de acord? Suntem. Eu mă abțin. Împotriva abține. Ai ridicat mâna și că eu mă abțin. Eu mă abțin. Să abține pentru că votat un metru cub. Dacă să aprobăm asta, aprobăm hotărârea numărul 46 din 29 decembrie. Oricum s-a aprobat. Oricum intră sub incidența hotărârii care are majorii 3 luni. Nu, dar auziți, are societate, lui lăsăm un metru cub. Deci oricum dacă... Doamna secretară, deci 15 milioane și cu 15 milioane, 30 de milioane la familia sa. Bre, a scăzut acum, n-a ce se scade? Ce se scade? Nu scade nimeni mult de 3 milioane. Dacă votez acum, scade. Hai să vorbim ce zice, e 110 lei, fără TVA. Cu TVA, cu totul, vedeți cât e, să mulțesc cu 12 luni, mulțesc la două firme. Da, dar dacă îi da la jumate acum, păi 65 plus TVA. Dar nu se încadrează că are mai mult de 3 lucrători, domnule. Dar asta trebuie să gândiți la nivelul întregii colectivități. Și la binele colectivității. Da, nu știți să vă scurte la magazin. Da, cei care te-au obținut. Nu s-au obținut, cine ai zis, dar ai ridicat mâna. Mai avem un punct. Trecem la punctul 8, după ordinea de zi. Punctul 8, proiect de hotărâre pentru aprobarea utilizării cu titlul gratuit a domeniului public al Comunului Bârsănești de Bacău. Mariana, Mariana, sunt de la ședință. Sunt de la punctul 8. Domeniul aferent realizării obiectivului de investiții, conductă, transport, gaze naturale, Unești, Ghereiești. Cei de la Transgaz... Haideți că vă dau eu niște detalii. Deci cei de la Transgaz vor să dubleze, de fapt s-o tripleze, că a fost două, apoi a treia conductă de gaz metan. Bine, am înțeles că totuși una nu funcționează, deci numai una funcționează. Ei au autorizație, au tot. Ne cere prin aprobare... Nu au doar certificat de urbanism și urmează... Urmează să vină autorizația, autorizația pe baza... Da, pe baza hotărârii noastre. Am avut pisoarele și-au vândut pământul. Și plecani au ajuns la... Așa. Exact ca și la... Cum am mai avut un caz, legea energiei cu stâlpii, aceeași poveste și aici. Noi trebuie să le dăm cu titlul gratuit. Pe perioada cât se desfășoară lucrările, partea de domeniu public. Adică că ei acolo se poate să-și desfășoare șantierul. Așa, și unde are domeniul public? Domeniul public care avea la noi în comună, e drumul care duce la mănăstire, la Caraclău, e drumul DC 153 la Perchiu,
Deci cât traversează drumul. Așa. Așa. Și la șoseaua mare. La așa, și la șoseaua mare. Atât avem noi cu ei. Restul este pământ privat al omului. Deci, ei au avut discuțiile direct cu persoanele particulare, adică cu proprietarul de teren din zonă. Deci noi atât avem, deci traversarea de la jos la șosea acolo, drumul de la mănăstire și de ce 153 la curbă la Petiu. Păi traversarea cum o facem? Deci noi când am eliberat avizul primarului, am pus toate condițiile. Deci ce distruge să repare, nu, să nu blocheze căile de acces. Deci cum, nu știu cum fac lucrările să nu blocheze. Dar noua variantă, o știți, că acum sunt sfredere de suterane, trece, n-are nicio treabă. Așa a fost și la Stanciu, nu i s-a aprobat să facă. Dar oricum, dacă strig că ăștia fac, nu e nicio problemă. Dar, că banii au, că vedeți că nu te lasă deloc dacă ai de plătit cel puțin gaz și curent electric, nu e nicio problemă. Eu mă gândesc așa, ei nu se gândesc deloc la bugetele celor a primăriilor de obicei și zice tot bat monedă pe terenul statului. Așa, și terenul comunii noastre, tot terenul statului care nu e omului, nu e particular. Dar statul, când, dacă trecea conducta, să zicem, de la Ruși pe acolo, prin Marea Neagră și trecea și pe la noi, lua contribuții de la conducta. Păi, dar că în momentul când obține autorizații, sunt o grămadă de taxe care trebuie să le plătească. Bun, dar statul lua permanent o cotă din gazul ăla sau o cotă în bani, o taxă, pentru că trecea conducta pe teritoriul României. Continuu. Dar noi de ce n-am luat și noi? Pentru că trece pe teritoriul României. Drept de uz și folosință gratuită prin legea statului. Da, legea 2013 prin 1990. Deci, ora, deci hotărârea guvernului, nu? Da, nu. Da, hotărârea guvernului. Exact. E aceeași lege, e aceeași lege și costă. Dar nu e normal. Legea energiei și gazelor naturale. 213. Aceeași poveste. Dar nu avem ce face. Haideți să vă spun eu acum ce e cu conducta asta, că puțin știți. Eu am discutat direct cu ei. Asta duce la Moldoveni. Așa. E conducta care duce în Republica Moldova. Bine, dar ei ne spun nou că am putea și noi să îmbrașăm în ea. Eu când i-am văzut la Bocăneț, acolo la Jameu, era exact după ce noi am aprobat stația de pompare. Și când i-am văzut mașina de media și cu gaz media și asta, m-am bucurat, zic, băi, fii atent că s-au aprobat cu gazul și bucuria noastră. Mă duc la ei, că eram chiar acolo, eram la adunat, și vorbesc cu inginerii aia, zice, nu, domnule. Deci, noi facem o măsurătorie pentru conductă care va ajunge la Chișinău. Trebuie să ajutăm pe moldoveni cu gaz. Da. Doi, zic că, da, și noi am aprobat în Consiliu și vrem să introducem gaz în comună. Da, zice, nicio șansă. Să vă spun, nicio șansă n-aveți, pentru că Transgazul, până nu are un fond din sat adunat, sau de la o societate din cadrul comunei, nu mai face nicio lucrare pentru că au luat plase. În toate comunele nu au acoperit cheltuielile. Și nici nu se franșează. Da, pentru că nu se franșează. Dacă vor plăti oamenii să face cerere înainte și oamenii vor plăti branșamentul înainte, e o șansă. Dar altfel, Transgazul, sub nicio formă, nu mai face lucrare. Da, așa e. Da, asta știi mai de mult. Da, să punem la vot. Suntem de acord. Împotrivă? Abțineri? Domnul de la CDSU, domnul Celu Botezatu, are un răspuns, parcă nu știu cine a solicitat. Domnul Stanciu Georgescu l-a rugat, tura trecută. La colegia prezidentului. Eu îl citesc și dumneavoastră, vă convine, având de vedere... Dea socoteală, angajatul primăriei... Chiar prin regulament? Chiar prin regulament? Pe care s-a reușit. Da. Având în vedere prevederile articolului 13 alineatul I și articolul 27 alineatul I din legea numărul 307 pe 2006 privind apărarea împotriva incendiilor și prevederile legii articolului 14 litera aia din ordinul și ordinul 163 pe 2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor, vă prezint raportul de analiză al capacității de apărare împotriva incendiilor din comuna Bârsănești. Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public cu caracter permanent la care sunt obligați să
să participe conform legii atât autoritățile administrative publice locale, cât și toate persoanele fizice și juridice din Comuna Bârsănești. Consiliul Local al Comunei Bârsănești are potrivit legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor următoarele obligații. Analizează anual capacitatea de apărare împotriva incendiilor și hotărăște măsuri de optimizare a acestuia. Prevede și aprobă în bugetul local fondurile necesare pentru realizarea acțiunilor și măsurile de apărare împotriva incendiilor. Asigură pe baza programelor de dezvoltare cuprinderea în planul de amenajare a teritoriului, a sistemului de alimentare cu apă, precum și a căilor de acces pentru intervenții în caz de incendiu. Aprobă planul de analiză și acoperire la riscul la nivelul Comunei Bârsănești și stabilește resursele necesare pentru aplicarea acestuia. Aprobă planul de pregătire în domeniul situației de urgență fiecare an. Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege. La nivelul Comunei Bârsănești, gestionarea situației de urgență este realizată de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență, precum și de către Serviciul Voluntar ca structură de intervenție. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență este format din 31 de voluntari și este condus de un șef serviciu. Acest serviciu a fost dotat cu mijloace de intervenție, motopompă, generatoare de curent electric, drujbe, scări, pichete de incendiu, căști de protecție, stingătoare, centuri de siguranță, perilini de ploaie, cizme și cizme. Toate luate printr-un program prin parteneriat cu cele trei comune, dacă știți, acum vreo 5 ani de zile în urmă. De Berzunțu și Livezu și Bârsănești. Șeful serviciului voluntar a absolvit cursuri de șef serviciu în perioada 10.05 și 28.06.2013, iar în perioada 16.03.2015 și 7.04.2015 am absolvit cursuri de inspector de protecție civilă. Iar cei 6 membri ai compartimentului de prevenire au participat la cursuri de perfecționare organizate de către Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență al județului Bacău. În anul 2015 am întocmit situații și informări către Prefectură, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, conform instrucțiunilor din solicitări, împreună cu doamnele de la Asistență Socială și de la Direcția Sănătate Publică din cadrul primăriei, am efectuat un număr de 100 de controluri la gospodării populației, la persoanele cu dezabilități, urmărindu-se în special instalații electrice improvizate, afumătorile incorrect amplasate, lipsa unei bucăți de tablă în fața sobei, ca să nu cadă jăratic pe covor, și s-a pus în vedere celor controlați obligativitatea curățirii coșurilor de fum, a șanțului și rigolilor din fața casei. În data de 19.02.2015, împreună cu cei de la Inspectorat de Situații de Urgență, am efectuat la școlile din comună un exercițiu de alarmare și evacuare în caz de cutremur, iar cu cei de la Serviciul Voluntar un exercițiu de stingere a unui incendiu cu un stingător aflat în dotare. În anul 2015 au fost semnalate un număr de 25 de incendii de aprindere de vegetații uscate, unde am participat numai cu membrii de la Serviciul Voluntar, și un incendiu de pădure, unde am participat cu membrii SBSU, pompieri și ocolul silvic. Bugetul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în anul 2015 a fost de 32.281 de lei și s-au mai achiziționat unele materiale, cum ar fi salopete, veste reflectorizante, 30 de perechi de mănuși, 3 perechi de cizme, 10 greble, 10 furți, 10 sape, 10 lopeți, o drujbă și un furtun de aspirație pentru motopompă. Au fost întocmite toate planurile solicitate de către ISU Bacău, am participat la instruirile prevăzute în planul de pregătire pentru situații de urgență. Și cam la toate incendiile astea am fost mai mult cu mașina mea, că din lipsa mijlocului de transport, care a fost defect. Poftim? Spuneți, achiziționarea unui autoturism, dar nu este... Da, asta este faptul că este foarte vechi, acum iar este în service și ne costă vreo 14 milioane să o repară. Poftim? Poftim? Să-ți mulțumesc pentru incidentul cu focul. Am văzut că nu a fost noroc, a fost acolo când s-a întâmplat. Imediat a ajuns și gelul care a fost sunat și la 1-2. Atunci am văzut și eu că funcționează tot sistemul. Că eram acolo, gelul a ajuns la 5 minute și el. Vă mulțumesc la toți.
Da, el se duce cu mașina. Domnul, dar zice că este una veche. Care deci Suzuki-le l-am reparat și acum iar a căzut pompa de benzină și un senzor și deci, reprezentat la celălalt ce intervenție a fost? Aia? Da. Oricum, aia cu toate dealurile le-au omorât. Da, da, le-au omorât. Nu e adevărat. Pe la numai eu de când sunt, cât, la câte incendii s-a dus. În fine, are și o vechime. Are și o vechime. Mai stăm și noi pe aici și mai vedem ce da cu el. Și unde? Când, de când asta? De când stau eu în comuna asta, din 83. Înainte de a veni. Înainte, deci, dar și eu. Așa că corect e cine se plimba. Cine se plimba, cine se plimba. Noi la fie, cam la fiecare, nu la fiecare ședință, dar oricum, dar, a fost discuția de bazilile alea care s-ar putea să facă, domnul primar. Da, dar în timp s-a schimbat un pic legislația și genul știe, cei de la ISU nu mai dau autorizație să pui bazinile așa de ușor. De simplu, trebuie să respecti multe reguli acum s-a schimbat. Da. Dacă te iei după ISU, nu mai ai nevoie de firmă. Chizi firma, dai oameni afară și termini filmul. În momentul în care ai făcut o lucrare pe domeniul public, îți trebuie autorizație. În momentul când îți trebuie autorizație, trebuie să cere avizii la pompieri. În domeniul public nu am să lucrez niciodată. Eu, ca persoană. Nu, dumneavoastră, în primărie. Vorbim de primărie, acum vorbim de primărie. Deci în momentul în care îți trebuie autorizație, îți trebuie aviz de la mediu, pompieri, cu electrica, toate astea. În momentul... Foarte serios. Da. Nu, dar o mașină la servicii de urgență, părerea mea e că până și când ulienul ăsta, Liviezu, și-a luat... Nu, o mașină din urgență. Noi avem niște mașini tot donate, tot de 10 și 20 de ani. De ce spune? Foarte deosebit pentru a fi dărâmat. Să ai la el de apă, nu știu. Sunt atâtea ulițe, Papucu, Cetești, ulițe la Caracol, sunt ulițe, o mașină de la aia cu 3 tone, imediat sunt. E bun, asta e bine. Acum... Noi am avut mașini care nu le-au mai trebuit la alții, deci tot ce am plătut. Nu avem o mașină achiziționată din noi. Nu e achiziționată, e luată de pe la armată, nu știu de pe unde, ce trasă aia. Pe care el a intrat în faliment și n-a mai achitat nimic. A rămas atunci restant două facturi, una de 50.000 și una de 180.000. De fapt nu, 18.000, așa, care nu au fost plătite. Știți, dacă vă aduceți aminte, acum, în 2013, eram în... Vreau să ne blocheze conturile, dacă vă aduceți aminte. Am aprobat suma aia de 50.000, am achitat-o și după aia ne-a lăsat în pace. Iar după ce am reobținut autorizație și s-a apucat el de construcție, s-a mai cheltuit 566.143. Deci toată valoarea care s-a cheltuit la Caraclău, stați așa că am socotit eu aici un pic, nu-i 11, îi 930.834. Ai zis 584, 566, înseamnă că e altceva. Păi nu. Deci valoarea licitată... 584. Dar după reactualizarea devizului, după 4 ani, 5 ani cu tot stat, deci s-a mai cheltuit 566. Da. Deci cu 200 și cu 296 dinainte, plus valoarele alea de două facturi, una de 50.000 și una de 18.000, a rezultat plus 450 și diferența în tranșa 2. Da, nu mai rețin asta. Că, de fapt, dacă mă uit din aici, ai dată eșalona, dar n-am mai studiat. Eu am studiat numai valoare. Deci total a ajuns 930... Hai mă. Adică 930, 9 miliarde... 300. Adică faci 10 ori. Tot. Nu era automat. Nu era automat. Da, cel puțin a ieșit o școală... Da, e o școală... Care corespunde din toate... Poate să nu învețe carte copii. Dar ceea ce am ridicat și data trecută, este necesar teren de sport. Copiii n-au unde să facă teren, n-au unde să facă oră de sport. Spune astea, sunteți în domeniu și știți. E necesară. Și asta cât de urgent trebuie să betonăm curtea aia la liceu, la școală acolo. Deci, spuneau ei, numai petriș, numai sort, ca copiii trebuie, să... Și trebuie betonat. Păi, dar unde vrei să facă? Tu când ai învățat așa, deci, adică ai și băie de ștept. Auzi, nu știu dacă înseamnă că nu ai fost la fața locului, acolo e numai sort. E o lege care spune, betonată cu covor sau ceva, nu putem să o facem betonată. Ori o facem de zgură. Cea mai bună metodă să-i punem covoare, persane. Să poate învăța.
Păi nu, nu, dar stai, că doar legea nu se permite. De exemplu, ăsta de, la, de aici, de la Bârsănești, adică a trecut a betonat cu covor de 2 cm. În valoarea actuală se găsește un strat de sol. Dacă nu pui covor pe beton și cade copilul... Nu, dar nu-ți aprobă că nu-ți autorizează nimeni. Deci sunt niște standarde în care trebuie să ne cadă. Zgură sau ce? E mai frumos terenul care avem aici în față. Trebuie să-i dai și banca, tabul. Are să scurgă apa acolo. Bine, alea o să se facă, cred, la asta de aici, drenajul pe laterale. Una din alte probleme care vedeți foarte bine, a plouat acum, dar în rest, ați văzut că secita își pune amprenta puternic. Mai mult de 30% din satul Caraclou, fântânile au rămas goale. Iar cea problema care am ridicat-o cu aprobare atunci la Mihai, Dumnezeu nu bate cu bătaș. Cel care a fost cel mai înflăcăraș și a susținut acolo Stan Ion, că n-a fost drum pe acolo, nu știu ce, el a rămas fără apă. Acum mai care nepoata, că mai e acasă, dar altfel stau fără apă ei. N-au cum să ducă tumă la Voinea sus la apă. N-au de unde să ia. Iar noi nu, noi nu am respectat hotărârea Consiliului Local. Hotărârea Consiliului Local era... Noi, ei n-au respectat. Nici noi n-am respectat pentru că n-am urmărit-o. Pentru că era prevăzut ca acolo să se lese cale de acces la fântână. Da. Ceea ce nu s-a realizat. Bine, pentru Stani Ion oricum era greu să facă un conjur. Acum nu trebuie. Că a acceptat să se închide de tot ulița acolo. Mare cica, dar nu trebuie. Eu nu vreau să vă spun vocabularul oamenilor care vă acuză pe toți cei care ați aprobat. Domnul Oblănaru. Ne acuză pe toți care am aprobat. Nu bateți în consilieri, că acum bate țiganii ăștia de la Glodosul. Ba da, consilierii au aprobat să dea oamenii, acel puneți bani. Oamenii de acolo, că ăla nu a respectat hotărârea Consiliului. Ăla nu a respectat, nu noi. Nu a respectat, ei nu a respectat. Deci noi am fost trei persoane împotrivă ca pământul ăla să se străineze. Pentru că am știut foarte bine că acolo trebuie cale de acces. Cel mai bine, doamna. Adică eu, domnul Petcu și domnul primar, am fost împotrivă. Doamna secretară, să fac o adresă din partea Consiliului Local, așa, pentru precum că n-ai respectat condiția, să prevadă o poartă. Sigur că da. Și să ne dăm măsură să facă o poartă. Trebuie să ne ducem la Caraclou și ne respectarea duce la reziliere. Domnul primar, a fost împotrivă, chiar aveți ocazia acum să verificați că nu a respectat, nu? Au venit o nu adresă, de fapt, ni s-a cerut o situație exact cu aglomerarea, deci adică cu aglomerarea la ei înseamnă comunul, localitate. Filmați tot. Localitate sau comunul. Ascultați un pic. Domnul Bic. Deci, a venit, ni s-a cerut o situație exact cu numărul de locuitori, cu întreprinderi, cu tot în comună. Și acolo, în adresă, se specifica că suntem prinși o sumă de bani, nu mi-aduc aminte, dacă e la ședința următoare, pot să vă spun, pentru 2016-2020, pentru apă și canal. Așa, iar din 2020 în 2004, a doua tranșă. Deci 2024 sau 25. Deci, lucrările se vor face în două etape. Cei de la ADIB mi-a dat. Deci ADIB-ul, care tot, a mai fost la ședința trecută o discuție, când am aprobat taxa aia de 1000 de lei. Și în situația aia am văzut. Deci suntem prinși în prima tură, 2016-2020, cu o sumă. Nu e așa mare prima. Cred că prima sumă o să se cheltuie cu aprobări, proiectări, toate minunile alea. Iar suma mare care este 2020-2024 sau 2025, cu suma totală care cred că o să fie executarea lucrării. Păi și când începe lucrarea? Am zis, deci eu am zis, în 2016-2020 suntem cu o sumă mai mică, cred că aia o să fie pentru proiectare, toate ce trebuie, autorizări și tot. Iar în 2020-2024 o să fie satul foarte îmbătrânit și nu știu cine să mai tragă. Nu, eu pui o dată, am văzut că doar așa. Nu v-am anunțat că am zis problema este că chiar nu s-a dat un răspuns la ceea ce a zis domnul Blănaru. Ce urmează acum? Chiar doresc lucrul ăsta. Da, domnule, o să trimitem, v-a spus Florentin, trimitem o conștiință. Are un fir local, o să fac o adresă către persoana respectivă. Nu respectat. Ca să nu mai fie mă acuzat.
nerespectarea duce la anulare. Acum, nu, el poate... Nu, prima dată în lege. Poate pune în... Bine, acum el posibilitate, poate să aibă și bă, nene, eu nu las poartă deschisă, dar la partea aia, la partea aia, eu montez hidrofor și pun robinet de apă, ca omul să se alimenteze. Dar facă ceva. Da, deci poate să facă și varianta. Și acolo este singura fântână care a avut apă mereu, inclusiv... Da, dar e singura fântână care e cea mai mizerabilă fântână din tot satul. Nu este adevărat. El s-a angajat cu și cu... Da. Deci nu este adevărat. Nu de curățat, nu? De infiltrații. Pânza freatică. Pânza freatică tot, e sus și tot, tot șanțul ăla care vine aici. Tot se duce acolo. Asta Ion se duce să ia apă, pentru că el face un kilometru. Și normal, ăla nu-i vândut. El plătește pe el. Plătește pe el. Câți bani are Sfânta sa? Da, chiar. Nu mai știu câte bani. Câți bani are Sfânta sa? Dar se poate rezilia contractul, nene. Se poate rezilia contractul, da? Normal, normal, la persoane, la persoane fizice neproductive unii lui taxat. Da, nu, e vorba să facă acces. E pe numele de taxă, ai zis că e pe numele de taxă, da? În cazul de ce? Nu știu, am chiar... Dar asta nu-i, nu știu dacă... Chiar am să mă uit în contract. Dar asta chiar nu știu dacă... Eu spun așa că la fiecare ședință să le aduceți pe o sticlă de jumătate de kil de apă. Și eu, la una din ședințe, renunț la porția aia de 30 de lei și aduceți apă. Eu stau însătat și nu vreau să beau apă. De asta cred că... Dar de ce trebuie să beau apă? Am și eu o problemă. Da. Știți că s-a tot bătut monedă pe acea fântână care s-a făcut la școala Brătești și acum s-a readus în actualitate pentru că e an electoral sau zile electorale. Băieții ăștia care... au avut ca obiect de activitate tăierea pădurilor. Și acum nu-i mai lasă și stau pe jantru în fața magazinului și beau acolo. Am înțeles că în urma unor impulsuri așa, mai discută despre acea fântână. Eu chiar vreau să fac public o chestie aici așa, ca să se audă. Deci pentru acea fântână au fost alocați, adică nu numai pentru fântână, pentru toată instalația care trebuia să facă acolo, vreo 500.000 de lei. 500 de milioane, adică vechi 50 de mii de lei. 50 de mii de lei, dar atunci erau milioane. Așa. Acolo am auzit chiar de acolo, din sânul discuțiilor, că a fost o ședință acolo, am înțeles, că nu se poate ca Mistodii să nu fi luat ceva din banii aia pentru că nu s-a terminat fântâna. Eu vreau să spun că am pus ceva acolo, adică de la mine am pus un cap, un lighean, nu știu, 2-3 lei cât e un lighean, un lighean. Deci n-am luat, am dat, și care s-a pus pe capătul la țeava aceea care s-a... Și vă spun și culoare, e verde. Dar acum nu mai e, așa. Nu, este pus un... Un lighean verde este acolo pus de acum 7-8 ani. Bun. Acolo... Nu știu cine a făcut lucrări, cine, dar suma vă spun, și sau de aici au fost 500 de lei. Proiectul prevedea ca acea fântână să fie săpată la vreo 72-75 de metri, pentru că s-a dat de apă la 6 metri, fiind în alt de pârâului acolo, s-a dat de apă la 6 metri, la 9 metri, la 12 metri, la 17 metri s-a oprit forajul. Deci n-ar mai fi costat, să zicem, 500 de milioane odată. Cetățenii aia care au săpat acolo au venit pe un frig cumplit undeva pe data de, cred că 15 decembrie, o zăpadă de un metru și frig piste minus 17 grade, așa a fost toată săptămâna. Și au săpat, au plecat. Au venit în primăvară, prin martie, au băgat un tub din ăla de plastic, culoare cărămizie, așa. După aceea au mai venit peste vreo lună de zile și au cu niște saci de criblură de asta mică și au pus acolo, au tras apa de acolo, au pus aceștia, au filtrat-o de vreo 2-3 ori și duși au fost. Băi, zic, uite, fântână se face, se trage prin beci, se fac instalații, se, pe acolo, se bagă în centrală, se, așa. Acum văd că s-a readus în discuții problema asta. Vreau să se cerceteze chestia asta cu 500 de mii, cine a luat, cine a dat,
ce s-a cheltuit unii la acea fântână. Unii sunt banii ca să n-am eu treabă, că, și că vreau să-mi recuperez acei 2-3 lei de la, de la ligheanul ăla care am dat, ei acolo. Deci eu n-am luat de acolo niciun leu. Cine a luat? Nu fac eu anchetă. Eu nu fac eu anchetă. Eu am auzit că se discută despre mine că am luat de acolo. Eu nu fac anchetă. Eu întreb unde, cine s-a ocupat de fântână, cine au avut banii, cine au putut lua de acolo. Și cum s-au luat, dacă s-au luat. Da, e o problemă mare. Da. Acum, important este să aibă apă, pentru că noi o să facem grădinița. Nu e important, important să sunt banii. De fântâna aia. Deci acolo banii s-au dus undeva. Deci sunt cheltuiți, acolo scrie, s-au cheltuit banii pe săpat sau pe 500 de mii lei. Dar când s-a terminat lucrarea, erați acolo director? Da, eram director, dar nu mi-a întrebat. Și s-a făcut conectarea la apă. Dar nu, păi, dar nu mă întrebați pe mine, că nu eu. Ce mi-ați medit când un rămas așa, cu aduțiile... Primărie trebuie să aibă activ. Cineva înseamnă de recepție. N-am fost întrebat, n-am fost nicio fel. Pentru că dacă nu se taci din gură, știți cum? La, pasărea pe limba ei pieri. Și atunci trebuie să săpăm ca să scorbonim rahatul. Dacă nu se taci din gură. Păi, dar de asta spun, ca să fim la televizor și poate aude cineva și vine și întreabă. Băi, Istoade, cât ai luat de acolo? Păi, dar nu vreau, doamnă, că eu tot ce am... Eu la școala aia am pus bani. Dacă e făcută de primărie, doamnă, eu am pus bani acolo, doamnă. Eu am înțeles. Da, eu am făcut magazie ceea care e absolut numai din bani și din materialele mele, în afară de țigla recuperată de pe școală, care a fost înregistrat aici cu 198 de miliarde. 198 de milioane, sau nu știu cât așa. Am rămas trăznit. Deci, hai să, ori suntem oameni, ori nu suntem. Nu, domnule, da. Perdelele de la școala Brătești, poate perdelele alea de la astea, jaluzelele alea de la școala Brătești, sunt banii mei de acasă, 45 de milioane. Asupra cui planează acuzații? A mea, asupra mea. Nu, dar faptul că discutăm aici. Se discute, păi, dar se discute ca să audă aici, doamne, că dacă s-audă și oamenii din Brătești, că oamenii din Brătești mă discută pe mine. S-audă că n-am nicio implicare în chestia asta. A fost lucrarea primăriei și nu știu. Păi, dar de ce la ședință se spune că... De ce se spune că am luat eu bani acolo? Că dacă fântâna aceea nu-i terminată... Dar cine astăzi? Noi nu. Eu nici n-am spus. Ședință la Brătești și așa, în care s-a spus că Mistoade, că n-are cum fântâna aceea să rămână așa și Mistoade să nu fi luat nimic, că nu se știe altceva despre fântâna. S-o săpa 17 metri și... Nu contează! Trebuia făcute și alte lucrări acolo. Ideea asta e că nu s-a folosit toți banii. Și nu mă interesează. Domnul Mistoade nu vrea să discute asta. Discută că se discute în Brătești la diferite ședințe. Nu, noi nu ne interesează. Nu avem interes. Cine o luat? Sau cine nu a luat să fie sănătos. Chiar că era de șansă. Nu puteți luați bază. Cum? E Radio Șanț. Păi și păi ce-ați rezolvat? La Radio Șanț. Dar ce-ați rezolvat acum, discutând chestia asta aici? Păi am rezolvat ca să audă băieții că nu țin acasă la mine și dacă tac din gură, înseamnă că am luat bani. Vreau să fac și o sesizare. Păi da. Nu lămuriți niciodată pe nimeni. Știu. Mai ales Radio Șanț. Dar eu Șanț. Știu. Eu, nu m-am pus sesizări. Avem și noi un copil pe care acum am aflat că are 14 ani, Apostol Timotei, pe care eu, ca factor poștal, nu l-am văzut niciodată. Chiar am dorit ca asistența socială să se ocupe de acest copil, să vedem ce e cu el. Nu că să mi-l arate la geam, că eu pot să arăt o mămâie la geam. S-a mai făcut o sesizare la protecția copilului, a venit la poliție pe care eu am dus plicul. Domnul Sterea n-a mers la, că era dânsul atunci, la poartă. Mama a zis așa, eu nu aduc copilul, eu vin la postul de poliție, dar fără copil. Adică are 14 ani, copilul ăla n-a știut să vadă o pasăre. Nu știți, nu știi de un copil, nu știi... Au avut inspecție, da. La Direcția Generală de Protecția Copilului. Pe ele le-au primit pe doamnele alea. Noi nu știm, toți vecinii ne punem problema. Are și în 14 ani copilul ăla nu poate să meargă la o școală? Nu vrea. Deci familia nu vrea. Și statul nu poate să o oblige? Odată ce au fost reprezentanți asistenții sociale,
Adică ea mi-a declarat că vrea să ducă la o mănăstire, la Chișinău. Nimeni nu vede nimic acolo. O rufă, un prosop. Da. Dar 2014 a fost... Da, și are 14 ani. Dar și de la noi, de la copii, de la comună. De noi nu ne primește. Păi dacă te duci... Care-i copilul cel? Al lui Ionic, de asta. Și eu când am aflat că 14 ani. Tante, dar e o problemă, nu este o rușine. Îl ducem la o școală. Dar Ionic, de ce nu să... El nu știu, spune că i-a dat cu rang în cap acum. De 3 săptămâni. Nu, Mariana. Că e nebună. Ce va de genul ăsta? Da, aici cu ajutorul ăsta social, dar mai trebuie o leacă să mă orientați la ăștia care au bani. Apropo, ia care au ceva pe lângă casă, mai trimiteți-i la el. Nu trebuie să spunem eu nu mai găsesc pe nimeni, nici la ei, nici la fara. Cu fara nu vrea să ce asta social. Da, dar să aveți grijă să fii conform legii. Nu-i problemă. Ce mi-a dat bani la tot sală? Deci noi când facem dosarul aici, așa. Noi cerem conform legii toate documentele. Dosarul ăla merge la aprobat. O întrebare mea este, are, dacă are cal cu căruța, are voie să iei? Da. Are, nu? Da. Bun, dacă are bată, are voie. Dacă are mai puțin, mai mult de 2 hectare, nu. Dacă are sub 2 hectare, da. Păi nu, eu nu. Sau de ce se va zice? Sau 1 de hectare, cum e doar? Nu mai știu, de dar nu poate da exact. Dar ori 2 de hectare, ori 2. Dar ne-a Georgescu-i supărat că nu are cine nu a fost ziua. Păi dar eu ce fac? Georgescu nu e după oameni? Declară în casă. Da. Cum ordinea de zi s-a terminat? Asta, discuțiile suplimentare s-au terminat și ședința s-a încheiat.